Este un nume ce rupe orice lanț când îl rostești. Și dacă-l chem salvare, în el primești. Orice nume este un nume. Din fața lui înfrânți vrășmași și fug, puternic ca să rupă orice suc. Orice nume, Iisus, Iisus, ce puternic Domn. Este o cruce, un lemn de suferință și dispreț. Puterea ce și ea salvează vieți. La cruce este un sânge ce strigă până azi s-a ispăvit. Să cadă legături, adicții, frici, depresie și orice întărituri. Vieți sunt restaurate, se-ntorc fiice și fii. Popoare fiind la viață, prin Duhul Celui Fiu.
lui Dumnezeu în dimineața aceasta. Dorim ca să ne bucurăm în prezența lui Dumnezeu. Astăzi este o sărbătoare, căci sărbătorim, ne aduce o aminte de jertfa Domnului Iisus Hristos. De faptul că Domnul Mântuitorul nostru a murit pentru păcatele noastre. Haideți să-i dăm cinste, să-l lăudăm, să-l slăvim pe Dumnezeul mântuirii noastre. Dumnezeul care ne-a răscumpărat. Haideți să ne deschidem inimile și să-l lăudăm pe Dumnezeu din toată inima noastră, căci este vrednic. Și mărire El a biruit și ne-a mântuit prin moartea pe cruce. Astăzi sunt salvat de păcat iertat. Îl voi lăuda și voi cânta toată viața mea. Slavă vești lui Iisus, slavă și mărire. El a biruit și ne-a mântuit prin moartea pe cruce. Astăzi sunt salvat de păcat iertat. Îl voi lăuda și voi cânta toată viața mea. El pentru mine a suferit. Pe lemnul crucii, El s-a jertfit. Și astăzi sunt liber. Și astăzi sunt liber de orice păcat. Îi dau mulțumire că-și m-a salvat. Slavă vezi lui Iisus, slavă și mărire. El a biruit și ne-a mântuit prin moartea pe cruce. Astăzi sunt salvat de păcat iertat. Îl voi lăuda și voi cânta toată viața mea. Slavă vezi lui Iisus, slavă și mărire. El a biruit și ne-a mântuit prin moartea pe cruce. Astăzi sunt salvat de păcat iertat. Îl voi lăuda și voi cânta toată viața mea. Îl voi lăuda și voi cânta toată viața mea. Te
Pentru următoarea cântare doresc să vă invit respectuos să ne ridicăm cu toții în picioare și în continuare să îl slăvim pe Dumnezeu. Astăzi este o zi de bucurie, o zi în care nu trebuie să fim posomărâți. De fiecare dată că suntem în casa lui Dumnezeu, haideți să ne bucurăm în prezența Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, a cărui roadă este și bucuria. Haideți să ne bucurăm într-o prezență sfântă a lui Dumnezeu. Hristos este în mijlocul nostru și este un adevăr. Dumnezeu este prezent în mijlocul nostru. Este prezent ca să lucreze în viețile noastre, să dea tămăduire, să se atingă de mințile noastre care uneori sunt bolnave adesea de păcat și de frământările lumii acesteia. Dar slăvit să fie Dumnezeu, că cel e prezent ca să ne dea, să se atingă de noi, să ne dea eliberare, mântuire în continuare. Haideți să lăudăm pe Dumnezeu. Său primim noi iertarea de păcate. Prin moartea sa noi am putut ca să înviem, să înviem din păcatul care ne ducea spre moarte. Am fost regenerați, suntem ființe noi, prin jertfa lui Hristos. Prin jertfa lui Hristos am fost schimbați, reînnoiți, slăviți să fie Domnul în veci. Iisus e jertfa ce-a fost dată. Viața nouă-i Golgota.
plătit Iisus pentru viața ta. E prețul. E prețul. Iisus, pentru viața ta. Lăudat să fie numele Domnului. Îi mulțumim lui Iisus Hristos pentru jertfa pe care El a dus-o de ispășire pentru fiecare dintre noi. El este Cel care ne justifică pe fiecare dintre noi. Prin jertfa Lui putem să fim justificați înaintea Lui Dumnezeu. Dacă nu exista jertfa lui Iisus Hristos, niciunul dintre noi în această dimineață nu ne puteam înfățișa înaintea Lui și să venim înaintea Lui și să-I spunem: Doamne, îți mulțumim pentru harul, pentru bunătatea, pentru credincioșia și pentru tot ceea ce Tu ai făcut pentru noi. Dar tot mai datorită faptului că Iisus Hristos a ales să moară în urmă cu 2000 de ani pentru fiecare dintre noi. Astăzi putem să stăm înaintea Lui toți ca unul și să-I mulțumim pentru această jertfă deosebită. Dar nu numai jertfa aceasta deosebită a Mântuitorului Iisus Hristos ne-a justificat înaintea lui Dumnezeu ca să putem să fim neprihăniți. Însă prin jertfa lui Iisus Hristos, fiecare dintre noi, în momentul în care venim înaintea lui Dumnezeu, nu facem altceva decât putem să venim înaintea lui Dumnezeu cu o inimă curată, cu o inimă plină de bucurie, de mulțumire, dar în același timp știm că Dumnezeu este acela care fiecare dintre noi ne-a dat biruința aceasta asupra puterii întunericului, slăvit să fie numele Domnului. În Coloseni, capitolul 1, apostolul Pavel vorbea și spune așa de frumos. În versetul 13 din Coloseni, capitolul 1, vine și ne vorbește și spune în felul următor: El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor, lăudat să fie numele Domnului. Apoi Pavel este acela care merge mai departe și spune în felul următor: pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnie, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El, glorificat să fie numele Domnului. Dumnezeu nostru este acela care este poziționat la cel mai înalt nivel posibil. În ierarhia aceasta văzută și nevăzută, El este capul, El este Cel care este în controlul tuturor lucrurilor. De multe ori noi ca și oameni avem următorul concept: datorită faptului că avem luptă la nivelul minții, datorită faptului că de multe ori simțim acea presiune din partea celui rău, de multe ori identificăm aceste lupte și imediat încercăm să le punem pe același nivel cu puterea și autoritatea lui Dumnezeu. Când de fapt puterea și autoritatea lui Dumnezeu este undeva la cel mai vârf, cel mai înalt vârf posibil. Iar puterea întunericului niciodată nu se va putea ridica la nivelul puterii lui Dumnezeu. De aceea în această dimineață aș vrea să vă provoc să venim înaintea lui Dumnezeu și să începem să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care L-a făcut-o în viața noastră. Pentru felul în care Dumnezeu lucrează, pentru felul în care Dumnezeu în continuare prin puterea Duhului Său cel Sfânt nu face altceva decât cercetează inimile, viețile noastre, ne dă puterea ca să ne înfățișăm înaintea Sa, dar totodată să venim să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru că suntem așezați în Hristos în locurile cerești, glorificat să fie numele Domnului. Și indiferent ce se întâmplă în jurul nostru, indiferent că se luptă diavolul, indiferent cât încearcă ca să ne lovească, să ne distrugă, noi suntem protejați de sângele lui Iisus Hristos. Suntem protejați de puterea lui Dumnezeu. Hristos Domnul este în controlul vieții noastre și lucrul acesta este un lucru extraordinar pentru noi. Ori de câte ori venim în prezența Sa, așa cum se spunea, ne aducem aminte de jertfa lui Iisus Hristos. Ne aducem aminte că prin jertfa lui Iisus Hristos păcatele noastre fost iertate. Dar ne aducem aminte de ceea ce spunea apostolul Pavel în 2 Corinteni capitolul 2 versetul 14: mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Său de biruință în Iisus Hristos. Este un lucru extraordinar, este înălțător să poți să gândești că ești purtat în fiecare zi, în fiecare moment, în fiecare context al vieții tale cu carul de biruință al lui Dumnezeu. Poate cineva va spune: dar frate Darius, dar totuși de ce se întâmplă ceea ce mi se întâmplă? De ce de multe ori simt luptă? De ce de multe ori poate simt, Doamnul meu, simt acel moment în care parcă nu mai am nicio putere, parcă rugăciunile mele nu sunt ascultate, am necazuri, am tot felul de chestiuni în fața cărora de multe ori nu pot să fac față. Oare de ce se întâmplă toate lucrurile acestea? Știți de ce? Pentru că nicio biruință nu poate să se întâmple în viața unui om fără o luptă. Aduceți-vă aminte ce spunea Mântuitorul Iisus Hristos: în lume veți avea necazuri,
Dar ele nu s-au oprit acolo. A mers mai departe și a spus în felul următor: dar îndrăsniți, eu am biruit lumea, spunea Mântuitorul Iisus Hristos. Așa că împreună cu Hristos, chiar dacă de multe ori te simți singur, să știi că tu faci majoritatea. Împreună cu Iisus Hristos, chiar dacă de multe ori poate te simți neascultat, să știi că momentul când știi că faci parte din împărăția lui Dumnezeu, Hristos este în controlul vieții tale și El este gata mai devreme sau mai târziu ca Dumnezeu să-ți dea răspuns la rugăciune, să-ți ducă Dumnezeu biruința de care tu ai nevoie. Pentru că câteodată Dumnezeu ne surprinde cu repeziciunea cu care ne ascultă rugăciunile. Altădată Dumnezeu își dorește să vadă cât de mult îți dorești tu biruința de care tu ai nevoie, cât vei persevera în rugăciune. De aceea în această dimineață, așa cum am spus, în prima parte o să venim înaintea lui Dumnezeu și venim și îi mulțumim Domnului pentru harul Său, îi mulțumim pentru lucrarea pe care a făcut-o. Fiecare dintre noi putem să venim și avem suficiente motive să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru sănătate, pentru purtarea de grijă, pentru tot ceea ce El a făcut, pentru paza care o lasă peste noi, indiferent cât de cruntă este lupta. Însă Dumnezeu este în control. Tu ești în locul acesta datorită faptului că Dumnezeu ți-a dat biruință și datorită faptului că Dumnezeu a lucrat în dreptul tău. În a doua parte venim și ne rugăm ca Domnul să se îndure în continuare. Ne rugăm pentru toate echipele care în această dimineață sunt la celelalte biserici și slujesc. Pentru fratele Teo, pentru fratele David, pentru fratele Bogdan. Ne rugăm pentru fratele Valte, pentru fratele Mișu. Toate echipele care în dimineața aceasta sunt plecați la celelalte biserici, ne rugăm ca harul lui Dumnezeu să fie cu ei, ungerea Duhului Sfânt să fie peste ei. Ne rugăm în mod deosebit pentru Vanessa și pentru Ana. Ele amândouă sunt gata săptămâna aceasta să nască. Ne rugăm ca Dumnezeu să le păzească, să le întărească, Dumnezeu să le dea copii frumoși care să slujească lui Dumnezeu și biserica să se bucure de lucrul acesta. Haideți și cu alte motive care le aducem înaintea lui Dumnezeu. Ne rugăm pentru celelalte familii care în această dimineață nu sunt în locul acesta și poate sunt plecate. Ne rugăm ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să îi păzească, să îi călăuzească, să îi ocrotească Dumnezeu, indiferent de unde sunt. Și pentru fratele Cosmin Damșa, ne rugăm și pentru Toni, împreună cu Anca și ceilalți care sunt plecați. Ne rugăm ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să fie împreună cu ei și Duhul Sfânt să se folosească de acolo unde sunt. Ne rugăm în mod deosebit ca Domnul să-și facă numele de slavă. Haideți să intrăm în această rugăciune și așa cum am spus, venim înaintea Domnului cu mulțumire și Domnul să asculte în continuare rugăciunile noastre și să dea biruință. Amin. Doamne, venim înaintea Ta.
așezat o piatră grea, au prăvălit și în mormânt l-au părăsit. Continuarea lucrării Domnului Iisus Hristos de pe cruce este mai apoi glorificarea Domnului Iisus Hristos, faptul că a înviat a treia zi, duminica, și ne-a dat Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care este mângâietorul, Duhul care ne ridică în momentele greutății vieții noastre, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care ne-a schimbat mintea, ne-a schimbat viața, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care ne-a adus la Hristos. Și într-o zi Dumnezeu ne va lua la cer, ziua aceea glorioasă când Iisus Hristos va veni să fure mireasa sa. Haideți să ne bucurăm, haideți să slăvim pe Dumnezeu. Veci de veci, te vom mânca.
veci de veci te vom înălța. În veci de veci te vom înălța. Ești Domn și Dumnezeu. Lăudați să fie numele Domnului. Hai să rostim toți împreună rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne lăsa pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Înainte să ocupăm locurile, haideți să ne întoarcem la cei din dreapta, cei din stânga, binecuvântați-vă în numele Domnului și spuneți-vă un bun venit la casa lui Dumnezeu. Vă invit respectuos să ocupați locurile. Stimați frați și surori, stimați prieteni, ne bucurăm că în această dimineață să fim împreună la casa lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare în parte. Salutăm și pe cei care ne urmăresc online, cei care sunt într-o oarecare măsură parte din echipa Tabor. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvinteze acolo unde sunteți, harul lui Dumnezeu să fie cu fiecare dintre noastră și ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Suntem la o zi de sărbătoare, într-o zi în care stăm înaintea lui Dumnezeu și suntem mulțumitori înaintea Domnului de felul în care Domnul a lucrat până aici și de felul în care Dumnezeu va lucra în continuare. De aceea, haideți să stăm într-un duc de rugăciune, să ne rugăm ca Domnul să-și facă numele de slavă. În această dimineață salutăm în mijlocul nostru pe fratele Abel Furtună, Domnul să-l binecuvinteze, el este de la Bistrița. Ne rugăm ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în dimineața aceasta să-l folosească. Salutăm în mijlocul nostru și pe fratele Nicu Stoia, iar dânsul este păstorul Bisericii Smirna din Timișoara. Frate Nicu, bine ați venit, Dumnezeu să vă minteze. El este însoțit de fratele Vali. Frate Vali, bine ați venit la Tabor. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă întărească și Domnul să vă dea har și putere. Această dimineață rămânem într-un duc de rugăciune și ne rugăm ca Domnul să-și facă numele de slavă. Indiferent cu ce dorință am venit în casa lui Dumnezeu, indiferent cu scopul cu care am venit în casa lui Dumnezeu, în locul acesta știm că Dumnezeu este gata să lucreze în dreptul nostru și Dumnezeu este gata să schimbe orice circumstanță a vieții noastre. Poate în dimineața aceasta te afli și tu la intersecția vieții și nu știi încotro trebuie să o iei. În dimineața aceasta ești în locul cel mai potrivit unde Dumnezeu poate să-ți arate drumul pe care trebuie să mergi și direcția pe care trebuie să o ai. Pentru că singurul care poate să ne călăuzească, singurul care poate să ne îndrume, singurul care cunoaște viitorul este Dumnezeu. Și în momentul când suntem în prezența Lui și în casa Lui, Dumnezeu este acela care nu face altceva decât ne călăuzește și ne arată drumul pe care trebuie să mergem. De multe ori există confuzie la nivelul minților noastre și de multe ori parcă ne este greu să știm ce trebuie să facem sau cum să facem. Și poate de multe ori Dumnezeu tace, pentru că de multe ori Dumnezeu tace și ne lasă să vedem exact ce vom face în momentele de tăcere ale lui Dumnezeu. Însă toate aceste lucruri, știți ce trebuie să facem? Trebuie să alegem să ne încredem în continuare în Domnul. Nici într-un caz să nu o luăm înaintea lui Dumnezeu. Vă duceți aminte că la un moment dat Dumnezeu îi vorbește lui Avram și îi spune în felul următor: Avrame, din tine o să fac un neam mare. Și au trecut un an de zile, au trecut 2 ani de zile, au trecut 3 ani de zile, au trecut 4 ani de zile, au trecut 5 ani de zile și nu s-a întâmplat absolut nimica. Și la un moment dat Avram și-a luat soarta în mâna sa și știți ce s-a întâmplat, da? Și făgăduința pe care Dumnezeu i-a făgăduit-o așteptat după aia 25 de ani până a venit Isaac. Și m-am stat și m-am gândit de multe ori. Probabil că dacă asculta Avram de Domnul, cu siguranță nu treceau 25 de ani până Dumnezeu îi dădea această făgăduință. Însă tocmai datorită faptului că el la un moment dat în viața lui a făcut un pas fără de călăuzirea lui Dumnezeu și a luat inițiativa în mâna sa. Și de aceea această făgăduință a fost prelungită cu 25 de ani. Mulți dintre noi așteptăm din partea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să lucreze. Mulți dintre noi așteptăm ca Dumnezeu să intervină, așteptăm ca Dumnezeu să ne elibereze, așteptăm ca Dumnezeu să ne dea biruință.
Așteptăm ca Dumnezeu să aducă o izbăvire într-un fel sau altul. Însă, s-ar putea ca să întârzi făgăduința și biruința pe care Dumnezeu vrea să ți-o dea, tocmai datorită faptului că undeva ai început tu să faci ceea ce crezi tu că trebuie să faci. Sau undeva ai lăsat armele jos și diavolul a avut acces și nu faci altceva decât să ți se prelungească această făgăduință pe care poate Dumnezeu ți-a făcut-o sau biruința de care tu ai nevoie. Haideți în dimineața aceasta să ne luăm fiecare dintre noi hotărâri noi în inimile noastre și haideți să alegem să ne încredem în Domnul din toată inima, indiferent de circumstanța în care suntem. Cred că de multe ori circumstanțele vieții pot să înăbușească omul lăuntric și poate să înăbușească tot adevărul acesta pe care Dumnezeu l-a pus în inimile și în viețile noastre și în mințile noastre și poate să aducă puțină confuzie, însă ascultați-mă bine ce vă spun. Puterea Duhului Sfânt niciodată nu va fi anihilată în totalitate. Nu poate niciodată să fie înăbușită, pentru că puterea Duhului Sfânt în viața noastră este forța care poate să schimbe orice. Este puterea, este prezența, este persoana a treia din Trinitate, este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și acesta nu poate să fie niciodată înăbușit. De aceea dacă alegem din toată inima noastră să ne încredem în Domnul, indiferent dacă rațiunea noastră și indiferent dacă lucrurile din jurul nostru ne spun altceva, dacă noi alegem să ne încredem în Domnul din toată inima, veți vedea felul în care Dumnezeu, mai repede decât te-ai gândit, îți va duce izbăvirea, mai repede decât poate ți-ai programat, îți va duce Dumnezeu rezultatul acela de care tu ai nevoie. De aceea, în această dimineață, vrem ca să stăm înaintea Domnului și să facem această hotărâre în inimile noastre. Doamne, aleg să mă încred în Tine, indiferent de circumstanța vieții, indiferent de ce se întâmplă. Doamne, aleg. Iar dacă n-ai puterea aceasta ca să alegi, roagă-te în dimineața aceasta și spune: Doamne, dă-mi putere, Doamne, ca să aleg să mă încred în Tine. Iar Dumnezeu care este bun, El va pune în tine această putere ca să poți să faci ceea ce trebuie să faci. Pentru că viețile noastre sunt prețioase înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu este acela care nu face altceva decât își dorește ca fiecare dintre noi să putem mai mult și mai mult să ne apropiem de El și să vedem izbăvirea de care fiecare dintre noi avem nevoie. De aceea ne bucurăm să fim împreună această dimineață, pentru că aici este locul unde Dumnezeu se atinge de noi, de nevoile noastre. Aici unde este locul unde Dumnezeu are totdeauna un cuvânt pentru noi, indiferent că este de mustrare, de îndreptare, indiferent de cuvântul pe care Dumnezeu l-are pentru noi, toate sunt pentru edificarea noastră și pentru zidirea noastră sufletească. Haideți în continuare să stăm înaintea Domnului. O să ne mai închinăm împreună cu grupul Tabor, cu o cântare, ei vor lăuda pe Domnul cu o cântare, după care vom asculta un prim mesaj în această dimineață. Mesajul acesta va fi mai scurt, prin fratele Abel. Ne rugăm ca Domnul să-l binecuvinteze, Domnul să-i dea cuvânt și nouă Domnul să ne dea inimi deschise. Amin? Și Domnul să facă lucrul acesta. Amin. La calvar, sus.
Lăudat să fie Domnul. Amin. Mă uit așa spre dumneavoastră și am un pic cu durere în suflet, chiar în inimă. Am gândit o cântare așa frumoasă. La calvar, împăcând toată omenirea. Și parcă așa supărați, triști. Când de fapt, toată atitudinea noastră ar trebui să fie să radiem de bucurie. Că acum 2000 și ceva de ani a venit Hristos, a dat haina de fiu de împărat, a dat haina divină jos și a luat haina pământească, a fost cuipat, a fost batjocorit, a fost huiduit, a fost pus pe o cruce. Pentru ca să mă împace pe mine, pe tine, pe dumneavoastră, cu El, cu Dumnezeu. Și acum noi ar trebui să fim plini de bucurie că în dimineața asta avem acest har. De a ne uita spre cer și a zice, Tatăl nostru. Pentru că cei care sunt copiii lui Dumnezeu zic Ava, adică Tată. Și avem acest har de a sta în dimineața asta și a-i spune lui Dumnezeu tot păsul nostru, toată durerea noastră. Și deschideți-vă larg inima, gura și strigați către Domnul. Că dacă ne-a făcut cineva bine, atunci ai Dumnezeu. Dacă avem sănătate în trupul nostru, cum e? Mai puțină la unii, mai multă la alții, unii mai tineri, alții deja au trecut de o vârstă, dar dacă ești aici în casa Domnului, bucură-te și laudă-L pe Domnul. Că în timp ce noi stăm aici, sunt în Cluj 10.000, poate 10.000, care se închină unui Dumnezeu fără viață, care nu a făcut nimic pentru ei și strigă și își dau sufletul, își dau trupul, energia și noi stăm în casa lui Dumnezeu, în templul lui Dumnezeu, zicem, Doamne, la calvar împăcând toată omenirea. Și avem acea inimă care parcă să fie așa. Aș vrea să fim cu toată inima prezenți aici. Amin.
A vrea să ne uităm în dimineața asta spre Dumnezeu, nu spre noi oamenii, să ne uităm spre El. Și am să citesc un singur verset, Filipeni 1:21, căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Și în dimineața aceasta, că aș vrea să-mi intitulez mesajul Umblând cu Dumnezeu. Cum deosebești un om care umblă cu Dumnezeu, care îl ia de mână pe Dumnezeu în fiecare dimineață și umblă prin piață, pe la școală, pe la facultate, la lucru. Cum poți să-l deosebești? Și primul lucru e că un om care umblă cu Dumnezeu are niște reguli în viața lui. Dacă ne uităm la Apostolul Pavel, în multe ipostaze spune în 1 Corinteni 15:33 spune așa, că tovărășiile rele strică obiceiurile. Deci înseamnă că el spune de niște obicei bune care trebuie să le avem. Dacă suntem oameni care umblăm cu Dumnezeu, trebuie să avem niște reguli în viața noastră, trebuie să avem niște obiceiuri în viața noastră, trebuie să umblăm cu Dumnezeu. Și la un moment dat tot Apostolul Pavel aduce acea comparație și ilustrează pe un om care merge la sport, un om care aleargă pentru o cunună care se vestejește și spune el că atât aș dă silința și se înfrânează, are niște reguli, nu merge oricum. Ca și creștin nu merge oricum. Luni, dacă e în biserică, vii la biserică, dacă ești creștin. Dacă ești omul Dumnezeu, marți, dacă este rugăciune, vii la rugăciune. Joi, dacă este biserică, vii la biserică. Când sunt repetiții, un om care umblă cu Dumnezeu se bucură când îi se zice, hai la casa Domnului. Un om care umblă cu Dumnezeu când aude de casa Domnului, zice, mai bine o zi aici decât o mie în altă parte. Un om care trăiește cu Dumnezeu, umblă după niște reguli. Și mi-aș dori ca viața noastră să fie binecuvântată și să ne facem niște reguli. Să ne uităm în viața noastră. N-am permis noi ochilor noștri să se uite unde nu trebuie. N-am permis noi bârfa în viața noastră. N-am permis noi răutatea în viața noastră, invidia, lăcomia. Să ne uităm să săpăm adânc. Că dacă e cineva care poate săpa în dimineața asta bine și să scoate tot ce e rău, ascultă-mă, ești tu. Pentru că tu știi viața, tu știi ce faci noaptea, tu știi ce faci la școală, tu știi ce faci la serviciu, tu știi ce faci înainte să vii la repetiții. Și dacă cumva viața ta nu e în o rânduială cu Dumnezeu, dă-mi voie să spun, în dimineața asta ai un har de a ți-o pune în rânduială. Și știu că acum, o vreme în urmă, când eram la repetiții, la un moment dat stăteam la un pian și tot apăsam eu acolo, nu mă pricepam să cânt, dar apăsam acolo. Și la un moment dat mă întreabă cineva, Mabel, tu ai învățat pentru examenul de mâine? Eu zic, nu, da, copiez. Las că o să copiez. Și nu am văzut pe fratele Dani Perijoc, era acolo, era în Golgota, unde doar era acolo lângă amvon, dar nu l-am văzut. La care fratele Dani Perijoc, știind că eu am primit Duhul Sfânt, zice, Abel, pe tine Duhul Sfânt nu te-a învățat că ai păcat să copiezi. Vă spun sincer, din ziua aceea n-am mai copiat. Am zis că mai bine scriu prostiile mele decât alu altul. Un om care umblă cu Dumnezeu are niște reguli. Un om care umblă cu Dumnezeu are o relație cu Dumnezeu. Ascultați, căci pentru mine a trăi este Hristos. Pentru mine! Nu pentru mama, nu pentru preotul, nu pentru prezbiterul, nu pentru păstorul, nu pentru dirijorul de la cor, nu pentru bunica, nu pentru mamaia, pentru mine! Un om care umblă cu Dumnezeu, el trebuie să aibă o relație cu Dumnezeu. El trebuie să umble cu Dumnezeu. Dimineața, Doamne, am păcătuit, Doamne, dă-mi o zi frumoasă, binecuvintează-mă la lucru, fii cu mine, cu mine! Pentru că atunci când îl alegi pe Dumnezeu și zici, Doamne, ia-mă Tu, îți garantez că ziua aceea va fi o binecuvântare de plin. Și să n-ai ce pune pe masă. Și să n-ai bani, banii care ți-ai dori în cont. Atunci când umbli cu Dumnezeu, un leu ți se pare un miliard. Dar atunci când nu umbli cu Dumnezeu, banii care ai și ai un suflet dărâmat, n-ajută la nimic. Atunci când ai o relație cu Dumnezeu și lași pe Dumnezeu să lucreze în viața ta, lucrurile se transformă.
Și să știți că atunci când ai relația cu Dumnezeu, Dumnezeu lucrează. Și s-a întâmplat acum 3 săptămâni la noi, s-a făcut un botez, un tânăr de 30 de ani s-a botezat și era supărat, bucuros că l-a primit pe Domnul, dar supărat că fetița lui avea cancer, a depistat-o cu cancer la câteva săptămâni și foarte supărat, trist, dar în același timp bucuros că l-a primit pe Domnul. S-a dus la frații slujitori, frate Tommy, vreau să facem cumva, să ne rugăm pentru fetița mea. Soția nu era credincioasă și și a zis, bun, hai că facem, a pus un de lemn, un șervețel și l-a trimis. Și în timp ce s-a rugat acolo în spital, Dumnezeu a vindecat-o. Și peste 2 săptămâni, peste 1 săptămână, au zis soția, eu nu mai vreau să stau așa. Măi, dragă, dar ce e cu tine? Eu nu mai pot trăi așa, dacă ăsta e Dumnezeu, eu vreau să am o relație cu El. Eu vreau să trăiesc cu El, eu vreau să umblu cu El, eu vreau să-L aud cum îmi vorbește, cum mă sfătuiește, cum mă călăuzește. Dacă ăsta e Dumnezeu căruia tu îi te închini și la care tu ai mers, vreau și eu. Pentru că atunci când ai o relație cu Dumnezeu, Dumnezeu lucrează în jur. Dumnezeu transformă. Și în zona pustie, Dumnezeu te face, îți dă belșug. Un alt lucru, un al treilea lucru. Atunci când umbli cu Dumnezeu, să știi un lucru. Dumnezeu îți dă responsabilități. Nu poți sta oricum. Ai venit aici, ai primit un dar deosebit. Viața veșnică. Ți-a oferit-o prin Hristos, prin moartea sa, am dobândit viața veșnică. Ne vom justifica prin moartea lui Hristos. Atunci nu tăcea, ci du-te, spune. Du-te, spune ce ți-a făcut Hristos ție. Vom sta în dimineața asta la masă cu Domnul. Dar la masă cu Domnul vrem să stăm toată luna. Nu să ne pregătim o zi, două, trei și apoi să venim și să credem, gata, am verificat tot, e check, e bine, e gata. Nu, nu, nu. Ci o viață, care un om care umblă cu Dumnezeu are responsabilități. De aceea Pavel a zis, măi, fraților, eu nu pot să stau cu mâinile în sân când îl văd pe unul că arde. Eu nu pot să nu sufăr când îl văd pe unul că e necaz. Eu nu pot să tac când îl văd pe unul în încercare. Mă pun și mă rog, e responsabilitatea mea. Dacă te tai la o mână, asta la altă mână, nu stă și o bagă în buzunar. Repede caut un șervețel, pune, șterge și gata. Așa trebuie să facem și noi. Avem responsabilitate unii față de alții. Avem responsabilitatea de a ne iubi, de a ne trata ca pe copilașii lui Dumnezeu. Să ne tratăm ca și copiii lui Dumnezeu, să ne uităm la celălalt, să zicem, mă, ăsta e mai bun decât mine. Atunci când ai o relație cu Dumnezeu, viața se schimbă. Când umbli cu Dumnezeu, ai responsabilități. Și cea mai bună imagine pe care vă pot aduce înaintea noastră este imaginea care s-a întâmplat acum câțiva ani buni, poate chiar 10, și e vorba de Desmond Doss, un băiat adventist care s-a dus în armată și a zis așa, el a promis lui Dumnezeu că niciodată nu va pune mâna pe armă. A luat bătaie, a fost chinuit, a fost batjocorit, dar până la urmă i-au zis, mă, lăsați-l, dacă e medic, lăsați-l și fără armă. Nu vrea să o atingă, asta e, hai. Și s-a urcat acolo pe acel deal și au început să se lupte. Și au fost prins într-o capcană, dimineața i-au prins și i-au nenorocit. Și dintre toți era Desmond Doss, era bine, sănătos, n-avea nicio treabă. Și când s-a uitat la toți, s-a dus, se coboară, mă, nu-i pot lăsa pe ăștia aici, mă, sunt amicii mei, sunt tovarășii mei de luptă, nu pot să tac și nu pot să stau. O zis că s-a pus, s-a luat pe fiecare și tot ducea câte unul și îl dădea cu sfoara jos. Și la fiecare se ducea, zicea, Doamne, mai dăm putere pentru încă unul. Doamne, mai dăm putere pentru încă unul. Doamne, mai dăm putere pentru... Și la fiecare care îl cobora jos, zicea, mai dăm putere pentru încă unul. Noi, ca și creștini, avem responsabilități să ne rugăm pentru frații noștri. Mai căutați unul.
mai vorbiți-i la unul, mai duceți-vă la unul, mai crăpați niște lemne, mai duceți o pâine, mai duceți un suc, mai duceți o plasă de alimente, mai duceți un cuvânt bun, o vorbă bună, mai arătați iubire, că noi am fost primiți de Dumnezeu cu iubire, ne-o dăruit iubire și roadele Duhului, una dintre ele este dragostea, să oferim dragoste. Și zic ca Domnul să ne ajute. Și un alt lucru pe care îl va avea omul care umblă cu Dumnezeu va fi un om răsplătit. Omul care umblă cu Dumnezeu va fi un om răsplătit. Și spune un text din Sfânta Scriptură, căci dacă noi ne-am pus nădejdea doar pentru viața asta, suntem cei mai nenorociți. Însă noi nu ne-am pus nădejdea pentru viața asta, noi ne-am pus nădejdea pentru viața aceea. Ne-am pus nădejdea că atunci când vom pleca la Domnul, din ușa cerului se va auzi, vină, scumpule, vină fiul meu. Și atunci când realizezi că pentru tine a trăi este Hristos, ești pregătit să faci cele mai ciudate alegeri și să faci cele mai de negândit alegeri. Și asta s-a întâmplat și la mine acum 11 ani, când era un botez la Golgota și eu eram băiatul de la versete. Le dădeam la frați mâncare spirituală, le dădeam versete pe ecran. Și nu știu ce s-a întâmplat, că în dimineața aceea s-a ridicat fratele Daniel pe joc împreună cu fratele Hada Grigor și au început să citească acel text cu etiopianul. Citindu-l acolo, că trebuia să-l urmăresc ca să știu exact versetul care trebuie să-i-l dau, Dumnezeu nu m-a mai lăsat în pace. Și era fratele, copilul lui fratele Puiu, se uita la mine și mă abelai, ce-i cu tine? Eu plângeam în continuu. Plângeam în continuu. Și am zis că dacă asta e viața pe care mi-o cere mie Dumnezeu să umblu cu El, atunci e momentul să pun punct la tot ce-i murdar în viața mea și să umblu cu El. Și tot gândeam, cum să fac? Și fratele Daniel Perijoc a citit acolo când etiopianul zice, uite apa, ce mă piedică să mă botez? Botezați-mă acum! Botează-mă acum, eu zic la Filip. Și atunci mă, mi-au tot curajul din și eu mă duc la fratele Daniel și la fratele Hada și îi spun să mă boteze azi. Și m-a ridicat și am coborât de la etaj, m-am dus jos. Și în plină biserică, m-am uitat, parcă nu mai era nimeni lângă mine, că știam un lucru, că ținta mea e Hristos. Și dacă eu nu-mi rezolv datoria față de Hristos și nu-mi rezolv viața cu Hristos și nu mă împac cu El, am să regret amarnic. Nu mă mai interesa de cine era în preajma mea. M-am dus ținte direct la fratele Daniel Perijoc. M-am uitat așa cu capul jos, plângeam de numai. Frate Daniel, eu vreau să mă botezați. Eu vreau să mă botezați, că eu nu mai pot pleca de aici fără Hristos. Pentru că am înțeles un lucru, căci a trăi este Hristos. Ascultă-mă, dragul meu. Poți să ai toată bogăția din lume. Poți să ai toți banii din lume. Dacă nu l-ai pe Hristos, vreau să spun că ești pierdut, ești falit. Dar atunci când ai pe Dumnezeu și o pâine, o singură pâine, o înmulțește Dumnezeu și dă la cei din jurul tău. Dacă l-ai pe Hristos în viața ta, un singur leu, îl înmulțește Dumnezeu și te îmbogățește Dumnezeu și nu te lasă. Nu te lasă Dumnezeu. Dar cu Dumnezeu, toți banii pe care ai și totuși te poți simți sărac. Dimineața asta vreau să te uiți în viața ta și să te gândești bine, măi, eu sunt cu Hristos, bine? Oare viața mea în analiză cu Sfânta Scriptură e bine? Trăiesc eu după Cuvântul lui Dumnezeu? Mă implic eu în biserică? Sunt eu acel om care este devotat, pasionat? Acel om care sunt aprins de Dumnezeu, care îl caut pe Dumnezeu, care îl doresc pe Dumnezeu? Sunt eu acel om? Dacă nu, întoarce-te la Domnul. Aruncă-ți, ațintește-ți privirea spre El. Și dacă tu ești sincer cu tine, poți pleca de azi cu inima vindecată total și transformată. Că atunci când mergi cu Dumnezeu, tu reprezinți majoritatea, dar poți să mergi cu toată lumea în spatele tău. Dacă nu-i Dumnezeu cu tine, ești pierdut. Și aș dori ca acest verset să fie un motto pentru viața noastră. Căci pentru mine a trăi este Hristos. A muri este un câștig. Atunci când mor, știu că în pragul
cerului, mă va întâmpina Hristos și mă va îmbrățișa și voi sta pe pieptul Lui și zic ca Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă uitați totdeauna la Hristos și când cântăm o cântare, să o cântăm cu toată inima, când venim la biserică, să venim cu toată inima, că nu avem onoare mai mare decât să stăm înaintea mielului și a Dumnezeului preanalt. Să ne uităm că trebuie să-i spunem, Tată, ce har! Zic ca Dumnezeu să vă binecuvânteze și El să vă dea binecuvântări. Amin. Lăuda să fie Domnul! Domnul să ne ajute ca să putem să îi slujim Domnului în totalitate. Să fim dependenți de Dumnezeu în fiecare zi, în fiecare moment al vieții noastre. Doamne, ajută la lucrul acesta. Aceasta înseamnă să fii un copil al lui Dumnezeu. Un copil al lui Dumnezeu nu înseamnă să porți doar un nume, ci un copil al lui Dumnezeu înseamnă în fiecare zi din viața ta să fii dependent 100% de Dumnezeu, indiferent de circumstanțele vieții, indiferent că merge bine sau merge rău, indiferent că, așa cum se spunea, ai bani sau nu ai bani. Asta înseamnă dependență. Dependența față de Dumnezeu nu face altceva decât denotă faptul că cu adevărat suntem copiii Săi. Oamenii care le plac să trăiască individual și independenți și să nu se roage și să nu citească și să nu stea înaintea Domnului sunt oameni care de fapt arată că ei poartă doar un nume de credincioși. Însă toți aceia care ne arătăm dependența noastră față de Dumnezeu în toate circumstanțele vieții, atunci când ne rugăm Domnului, arătăm dependența față de El. Atunci când nu te rogi Domnului, spui Domnului, Doamne, știi, eu pot să mă descurc și fără de Tine. Atunci când ești de acasă și nu te rogi Domnului, îi spui Domnului, eu îți arăt că eu pot să mă duc de aici până unde vreau, pe propriile mele puteri. Atunci când îți permiți, da, luxul acesta să nu te rogi înainte să mănânci, îi spui Domnului, Doamne, de fapt eu asta mi-am câștigat-o cu mâinile mele. Atunci când te rogi Domnului și mulțumești pentru mâncare, îi spui, Doamne, îți mulțumesc pentru că Tu mi-ai dat-o, indiferent cât de multă sănătate ai sau cât de puțină sănătate ai. Dependența de Dumnezeu se arată prin lucrurile pe care noi le facem. Și un copil al lui Dumnezeu, autentic, este acela care totdeauna își va arăta dependența lui față de Dumnezeu. Și atunci când lucrurile merg bine, de obicei când ne merge bine, uităm de Dumnezeu. Însă noi trebuie să fim oameni care să fim totdeauna dependenți de Dumnezeu și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile care ni le dă. Pentru sănătate, pentru faptul că avem o casă, pentru faptul că avem, da, haine cu ce să ne îmbrăcăm, avem hrană, mai multă sau mai puțină, avem bani cu ce să ne plătim și să ne achităm facturile și așa mai departe. Toate acestea sunt motive suficiente să-i mulțumim lui Dumnezeu. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că avem pace în țara noastră și nu trebuie să fim, da, bărbații duși la război. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru parteneri de viață, pentru copii. Și lista aceasta poate să continue, pentru că mulțumirea pe care noi trebuie să o ducem înaintea lui Dumnezeu trebuie să fie una din inimă. Știi ce spunea cuvântul lui Dumnezeu? Cel ce are o inimă mulțumitoare are un ospăț necurmat înaintea lui. Tocmai de aceea unii dintre noi suntem așa cum suntem, da? Mai puțin bucuroși, mai puțin vesel, mai puțin, da, plin de viață, tocmai datorită faptului că de aici, de la inimă, inimioara e bolnavă. Dar în dimineața aceasta suntem în locul potrivit, unde Dumnezeu poate să vindece și inima, slavă Domnului. Poate Domnul să vindece și modul de gândire, pentru că un mod de gândire poluat față de Dumnezeu îți va afecta simțămintele vieții. Un mod de gândire curat înaintea lui Dumnezeu, limpede, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, totdeauna îți va da o atitudine și te va pune într-o postură în care poți să-L auzi pe Dumnezeu. Și învățăm lucrul acesta de la oamenii lui Dumnezeu. Un simplu exemplu, după care o să cântăm, iar apoi fratele Nicu va avea mesajul de bază în această dimineață, ne rugăm ca Domnul să-i dea cuvânt. Vă aduceți aminte de Pavel și de Sila? Oamenii aceștia care, după ce au făcut bine, după ce au ascultat de vocea lui Dumnezeu, după ce au mers, da, au ajuns în Filip și acolo s-a pocăit o singură femeie, a predicat la o singură femeie, la Lidia. Și apoi casa ei s-a pocăit împreună cu ea. Biblia ne vorbește că în momentele sau în zilele următoare au fost prinși și au fost bătuți bine și au fost aruncați în temniță. Oamenii aceștia pe la miezul nopții n-au început să se plângă unul la altul, să zică Pavel la Sila, mă Sila, mă, dar cine trebuie nouă să căutăm pe aici? Ce? N-am putut noi să stăm acasă cu nevestele noastre, mai meream și noi la un pescuit, mai meream și noi pe Dunăre, mai meream și noi undeva și era tot fain. Ce trebuie să vinim noi neapărat aici? Nu? Nu au făcut asta. Nici măcar nu au început să se certe unul cu altul. Mă, ce călăuzire ai avut? Că tu mi-ai spus ca să venim aici.
Dacă nu veneam, nu luam nici bătaie, uite, suntem nemâncați la ora 12 noaptea, suntem nemâncați, viața noastră e în primejdie, nu știm dacă o să mai scăpăm cu viața de aici. Nu au făcut asta. Oamenii aceștia, pentru că aveau un mod de gândire curat față de Dumnezeu, nu era poluat modul lor de gândire, pentru că de la nivelul minții pleacă tot. Atitudinea inimii merge de aici, de la nivelul modul nostru de gândire. Dacă eu am un mod de gândire pozitiv față de Dumnezeu, unul adevărat, nu neapărat o gândire pozitivă, pentru că nu vrem să înțelegem greșit lucrurile, adevărul acesta care ne face slobozi, așa spune cuvântul lui Dumnezeu, Hristos spunea, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face slobozi. Apostolul Pavel venea și spunea, să vă renuiți mintea voastră, începe să vă gândiți la lucrurile de sus, modul de gândire de aici pleacă. Dacă modul meu de gândire față de Dumnezeu este unul corespunzător, atitudinea inimii mele va fi una corespunzătoare. Viața mea va fi de așa natură încât îmi voi arăta totdeauna dependența față de Dumnezeu. În dimineața aceasta, adevărul care va fi rostit, adevărul acesta are puterea și capacitatea să schimbe modul de gândire. Indiferent ce ideologie, indiferent ce teologie, indiferent cum a fost mintea ta amprentată de-a lungul vremii, în dimineața aceasta ești în locul potrivit unde Dumnezeu poate să schimbe modul tău de gândire. Ce trebuie să faci? Să spui, Doamne, vorbește și mie, Doamne, dă-mi puterea ca să înțeleg adevărul tău. Așa cum este, nu adevărul acestei relative care de multe ori ne face să gândim poluat față de Dumnezeu. O, mai poate Dumnezeu să lucreze în viața mea? Nu știu dacă mai poate. Mai poate Dumnezeu să mă schimbe? Mai poate Dumnezeu să mă ierte? Mai poate Dumnezeu să mă elibereze? Mai poate Dumnezeu să facă ceva cu mine și cu viața mea după câte am făcut? Da, poate Dumnezeu. Biblia spune că Dumnezeu este atotputernic, lăudat să fie Domnul. Și în această dimineață suntem în locul potrivit, unde Dumnezeu nu face altceva decât schimbă, transformă. Dumnezeu este acela care își proslăvește numele. Pentru aceasta, accept adevărul lui Dumnezeu. Accept adevărul lui Dumnezeu și vei vedea felul în care Dumnezeu va putea să facă lucruri deosebite pentru tine și pentru viața ta. Și în momentul când Dumnezeu începe să lucreze, vei simți felul în care Dumnezeu va lăsa pace, liniște, va vindeca Dumnezeu și emoțiile tale și sentimentele tale și psihicul tău și ființa ta, că El este un specialist în toate aceste domenii, lăudat să fie Domnul. Așa că haideți să stăm într-un duc de rugăciune în continuare, rugându-ne ca Domnul să-și facă numele de slavă. După ce ne închinăm împreună cu grupul Tabor, ne vom închina și cu darul nostru de bunăvoie, fratele Nicu, fratele păstor, va avea cuvântul Domnului pentru noi și ne rugăm ca Domnul să-și facă numele de slavă. Amin. Slăviți și binecuvântați să fie Domnul. Următoarea cântare care o vom cânta spune: om al durerii, miel divin, părăsit de toți, păcatul omenirii întregi asupra lui a luat. Vă invit respectuos să ne ridicăm și în picioare, timp în care ne vom închina Domnului cât darele noastre de bunăvoie și în continuare îl slăvim pe Dumnezeu. Amin.
Nu mai sunt legat, fiul la
slavă celui înălțat. Slavă celui înălțat. Măriți să fie Domnul! Voi citi un singur verset, Efeseni capitolul 6, versetul 13. Repet, Efeseni capitolul 6 cu versetul 13, să ascultăm cuvântul divin. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Amin. Puteți să vă reașezați. N-a compus niciun cântec niciodată Domnul Iisus, nu știm. Așa de frumos au cântat tinerii. Dar în cinstia Lui sunt cele mai frumoase imnuri. N-a scris nimic. Doar atunci cu femeia aceea a scris ceva pe nisip, vântul a spulberat. Nu știm ce a scris. Dar despre El sunt scrise cele mai frumoase taine. Oricât ai căutat să-L atingi cu penița, cu dalta, cele mai frumoase opere sunt destinate Lui. El se înalță, rămâne unic, unic în naștere. La naștere împarte timpul în două. Deși oamenii au vrut să-L scoată din timp și au zis, înainte erei noastre, după era noastră, El împarte timpul în două, înainte de El și după El. La moarte împarte veșnicia în două. Cu El sau fără de El. Această dimineață suntem în casa Domnului și vrem să avem un moment de închinare special. La cină, când stăm cu El la masă, avem trei priviri. Una în trecut, la Calvar, de aceea sunt cântările așa de frumoase. La Calvar s-a făcut răscumpărarea ta, s-a plătit cel mai mare preț. Mântuirea e gratis, dar a fost scumpă. Scumpă. La cină ai o privire în prezent. Fiecare ce să facă? Să se cerceteze. Tare ne place să-i cercetăm pe alții. Suntem specialiști să-i cercetăm pe alții. Ca și pe cei din vremea lui Daniel. I-au căutat ceva și nu i-au găsit. Mie dacă îmi căutați, sau fratelui păstor dacă ai căutat, să știți că la noi găsiți. La el nu s-au găsit. Dar la cină fiecare ce să facă? Să se cerceteze. Și în același timp avem o privire în viitor. Vom fi cu El. Dacă să fim cu El și ca astăzi să putem sta cu El la masă, trebuie să ai o viață de biruință. Știți că în această dimineață biruința se vede dacă stai sau dacă nu stai. Rare cazuri am avut la cine să spun la cineva, uite, trebuie să stai jos, n-ai voie să iei cina. Rare cazuri. N-am făcut așa ceva. Fiecare trebuie să se cerceteze. Dar în urma cercetării, vei lua cina sau nu? Cei care iau cina sunt biruitori, care nu iau, știți cum ești? Înfrânt. Aș vrea să vorbesc despre o viață de biruință. Știți că noi putem să fim biruitori. Știți cum? În numele Lui. Eu m-am ridicat în numele Lui, lume cunoscut în cer, pe pământ și sub pământ. Cei din Gadara L-au cunoscut, că e stăpân. Ucenicii nu L-au cunoscut, că era pe corabie. Valurile s-au năpustit, marea era învolburată, se ridică, taci! Și marea se oprește. Sau cine ești? Știți cine? Era Creatorul. Era Creatorul. La cuvântul Lui marea se liniștește. Bolnavul se vindecă. În numele Lui, la poarta frumoasă, doi bărbați, Petru și Ioan, aur și argint n-am, dar ce am îți dau, Doamne ajută-ne să avem ceva. În numele Lui e vindecare. E biruință în numele Lui. Tot ceea ce facem rămâne.
Cuvântul Domnului arată în Apocalipsa, ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor. Sunt biruitori prin sângele Domnului, greșim, dar știți care a fost diferența dintre Iuda și Petru? Amândoi au greșit, au păcătuit. Dar unde s-au dus cu păcatul? Iuda s-a dus la preot și s-a spânzurat. Nu-i treaba noastră. Petru s-a dus unde trebuia și a fost reabilitat, a fost iertat, a plâns cu amar. Și în dimineața învierii, spuneți ucenicilor că am înviat, dar spuneți-i și cui? Lui Petru. Unde te duci cu povara? Sângele lui Iisus Hristos are putere să ierte, mărit să fie Domnul. Noi suntem biruitori prin cuvânt. Când a fost ispitit Domnul Iisus Hristos, prin ce a fost biruitor? Este scris. Doamne ajută-ne, cum își va ținea tânărul curată cărarea? Psalmul 119, versetul 9 și 11. Îndreptându-se după cuvântul tău, strâng cuvântul tău în inima mea. Iosua 1 cu 8. Vrei să fii biruitor? Cartea aceasta a legii. Domnul să ne ajute. Noi suntem biruitori prin cuvântul lui. Profetul Ieremia spune, când am primit cuvintele tale, știi ce a făcut? E așa de frumos să fii aici într-un loc unde să auzi cuvântul lui Dumnezeu. Este cel mai benefic loc. Dar ce faci cu cuvântul Domnului? Domnul să ne ajute. În cartea Apocalipsa se repete de mai multe ori. Cine are urechi? Auziți, Ieremia 15 cu 16. Când am primit cuvintele tale, ce am făcut? Le-am înghițit. Sunteți dornici să fiți biruitori prin cuvânt? Să rămână cuvântul Dumnezeu în noi. Dacă te tai, să nu iasă altceva decât versete biblice. Ce frumos! Să fim bibat în cuvântul lui Dumnezeu. Știți ce se întâmplă? Dacă rămâne cuvântul Domnului în tine, în Ieremia 20 cu 9, dacă zic, nu voi mai pomeni, știți că nici nu poți să taci? Și nu voi vorbi numele Lui, iată că în inima mea este ce? Un foc mistuitor, încins în oasele mele, ca o să-L opresc. Și nu pot. Păstorul nevastă, nu ca să-i fac reclamă. Simt această, nu poți să tacă. A fost și la noi la evanghelizare și așa doresc, e mai tânăr, așa am fost și eu parcă pe vremuri, să pune Domnul noi un foc. Predica să fie cu foc, eu spun, dacă nu-i cu foc, dă-ți foc și pleacă acasă. E așa de important, dar pentru aceasta, să pătrundă cuvântul viu. Apostolul Pavel spune, nu mi-e rușine de această evanghelie. Ce? Este ce? Puterea lui Dumnezeu. Cu această evanghelie a răscolit lumea. Și noi suntem biruitori, știți prin ce? Prin Duhul Sfânt. Un creștin fără Duhul Sfânt nu-i creștin. O biserică fără Duhul Sfânt nu-i biserică. Da, noi suntem biruitori. Și putem privi la oameni care au fost biruitori, care au avut principii în viață. Un Iosif a fost biruitor prin toate circumstanțele vieții, vândut de frații săi, a ajuns în casa lui Potifar. Știți care a fost principiul biruinței sale? Mă vede Dumnezeu. Cum să fac un astfel de păcat înaintea cui? Înaintea lui Dumnezeu. Vrei să fii biruitor? Domnul să te ajute. Așa m-am dus, am plecat în America și am ajuns într-un loc și era un frate în spate și am vrut să stau de vorbă cu el. Am schimbat macazul, de ce? Eu am luat un suc, el a luat o bere. N-am băut eu sucul cum o băut berea. Predica o oră, îmi plăcea cum predică. N-am mai putut, m-am potignit. S-a uitat în jur să vadă dacă îl vede cineva. Am vrut să-i spun, te vede Dumnezeu. Mi-era rușine, era mai în vârstă ca mine. Oricât ai căutat să te uiți, oare mă vede cineva? Te vede Dumnezeu. Și Dumnezeu să te ajute să ai acest principiu. Nu trebuie să minți că nu știu ce. Acum să vă spun, și eu am fost testat. Nu o să uit odată. Veneam cu trenul de la București, chiar am avut abonament. Când eram la București, la școală, am arătat abonamentul și pe la turnul Severin s-a urcat o studentă. Am stat de vorbă cu ea, am vestit cuvântul Domnului. Pe la Lugoș iar a venit controlorul, biletul. Domnișoara nu avea bilet. Și a vrut așa un pic să trateze cu nașul. Zis, unde ai urcat? Și-a mințit. Aici m-am urcat, aici, la Caransebeș, ca să nu plătească atâta. Și nu are treabă cu ea să uită la mine. Domnul, unde s-a urcat? Și a zice, zic ca mine. Cât pe ce să zic aia? Cum să mint? Eram cu Biblia în mână. Nu știu dacă nu eram cu Biblia în mână. Cum să mint? Și de ce mă întrebați pe mine? Întrebați-o pe ea. Domnule, aici m-am urcat la Caransebeș, ce atâta?
Domnul, unde s-a urcat? I-am zâmbit, s-a încurajat și am zis, nu la Caransebeș, la turnul Severin. O pălit, s-a gândit, cine m-a pus să stau în compartiment cu un pocăit care nu știe să minte? O liniștește și zice, domnișoară, stai liniștită că nu-ți fac nimic. Și am studentă, am văzut unde ai urcat. L-am testat pe ăsta. M-am uitat la abonament și scria Institutul Teologic Pentecostal București. Am vrut să văd dacă și popii pocăiți mint. O secundă și cât pe ce să mint. Știți că am fost bucuros, că am fost biruitor. Bucuros în fața unui controlor. Dar oare cum e să fii biruitor? Biruind totul. Totul. Te vede Dumnezeu. Sau poți să fii biruitor? Principiul lui Daniel s-a hotărât, indiferent unde ești, s-a hotărât să nu se spurce. Când te hotărăști, da, vreau să nu păcătuiesc. Te hotărăști, prima dată păcatul vine aici. M-am hotărât să nu mă spurg. Sunt alții, poate fac compromis, de ce să rămân în slujbă, să rămân în funcție. Mă dă afară, sunt secretară, sunt nu știu ce. Nu. Se schimbă împărații, se schimbă împărățiile și cineva rămâne sus. De ce? Că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Măriți să fie Domnul! Măriți să fie Domnul! Nu fă compromis crezând că vei putea. Deasupra tuturor veghează Dumnezeu. Și aș putea să vă dau fel și fel de exemple de oameni puternici, dar nu. Aș vrea în această dimineață să primim la cineva care n-a pierdut nicio bătălie. N-a pierdut nicio bătălie. Sunt oameni care au fost biruitori în zile bune. Un David cu praștea în mână în fața lui Goliat. Omul care vede bine, ceilalți n-au văzut bine. N-au văzut bine. Un Saul care era lepădat. Știți care e semnul că ești lepădat? Nici cel puțin nu mai ai curajul să te îmbraci. Aici spune, luați armătura. Ăsta nici nu mai are armătura. Că dacă avea armătura pe el, spunea, David, stai să mă dezbrac. Unde era armătura? Jos. Adică ce? Nu mai ai curajul nici să te îmbraci? Ești înfrânt. Și știți care e cea mai mare tragedie? Când ești departe de Dumnezeu, nu-ți mai vorbește Dumnezeu. Cea mai mare norocire să nu-ți mai vorbească Dumnezeu. Dar să lăsăm pe Saul, îl văd pe David biruitor. Era frumos, biruitor, numele Domnului! Și Goliat este înfrânt. Dar într-o zi înfrânt, nu se duce la luptă, se urcă pe acoperiș și privește unde nu trebuie. Și a urmat înfrângerea. Și nu vă dau astfel de exemple. Dar vreau în această zi să privim la cineva care n-a fost biruit niciodată. Iată vine stăpânitorul lumei acesteia, dar nimic. Cum spune la Evrei, capitolul 12, versetul 2, să ne uităm țintă la cine? La căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Și aș vrea să ne uităm în această dimineață, știți când, să privim la El? În cea mai întunecată zi, în Vinerea Mare. În cea mai întunecată poziție, pe cruce. Când parcă infernul strigă, am biruit. Nu. S-a dat cea mai mare bătălie și a fost cea mai mare biruință. Și acolo la Golgota, Iisus a fost biruitor. Și în această dimineață, mai ales că avem cina Domnului, aș vrea să privim la El. Și când a stat pe cruce, a rostit 7 cuvinte. Richard Mumba a scris o carte, cele 7 cuvinte pe cruce. Dar nu, privesc la cele 7 cuvinte și în spatele lor sunt câteva principii, 7 principii. Și vă voi arăta scurt, telegrafic, 7 principii pentru o viață de biruință. Să privim la El, să fim biruitori. Știți că cele 7 biserici din Apocalipsa nu toate meritau promisiuni deosebite. Nu, nu. Dar știți că toate au una mai promisiune decât, frumoasă decât alta. Merita doar Smirna, eu vin de la Smirna. Puține biserici sunt Smirna în țară, foarte puține. Filadelfia sunt mai multe, dar oricum sunt biserici pozitive. Doar Smirna și Filadelfia. Dar știi că și celelalte parcă primesc promisiuni, una mai frumoasă decât alta, dar cu o singură condiție. Știți care? Celui ce va birui. Celui ce va birui. Doamne, ajută-ne să fim biruitori. Hai să privim la Golgota. Sunt 3 Evanghelia după Luca, 3 Evanghelia după Ioan și una în Matei, cuvintele pe care le-a rostit Domnul Iisus Hristos, le cunoaște. Și acum, când era pe cruce, auziți ce spune 23 Luca, versetul 34. Iisus zicea, Tată,
Iartă-i că nu știu ce fac. E foarte simplu. Care e principiul? Iertării. Ca să fii biruitor, știți de ce nu iei cina? Nu poți să ierți. Eu am mai trimis pe cineva, zic, mai, du-te și te împacă, iartă, spune. Poate cineva a zis, mă, nu mă trimite singur, vino cu mine. Și m-am dus cu el. Mă zic, dar frate, stai atent, eu mă duc să vă împac, dar să nu spui nimic, te rog să taci, indiferent ce spune sora. Băi, că altfel n-are rost, mă duc eu să vă certați între mine. Na, ce-am câștigat? Și l-am convins, a zis, bun, mi-e greu, dar taci, bun. O tăcut, am tăcut și eu. N-a zis, soră, spune, care e problema? Bucuroasă că m-am dus, mi-a și păstorul și fratele. De când v-am așteptat? Stai să vă spun. Vă spun, o trebuiți, așa ceva, nu, că am trecut la răbdare și nelungă, la răbdarea sfinților. După 3 ore, tot căutam să opresc. Frai, stai că n-am gătat, frate, n-am gătat. Credeam că nu mă pot opri, vă spun. Dar am răbdat, zic, să plec împăcându-i. După vreo 3 ore jumate, s-a oprit așa și... Zic, ai gătat? N-am gătat, dar mă doare gura. Băi, zic, stai că acum momentul și am început. Vă spun, în viața mea n-am pățit așa ceva. Știți că oamenii de aceea vorbesc că nu pot să ierte. Dar să vă spun ceva. Veninul neiertării distruge prima dată vasul unde îl ții. Vasul unde îl ții. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Știți că neiertarea îți distruge și fața. Cain, cine ți-a pus omorât? Ambiția? Invidia? Răutatea? Nici nu pot să văd bine. Voi mă vedeți bine, eu nu mă văd voi bine, că îmi bate lumina aceasta, știi, în ochi. Dar aș putea să vă văd, să vă spun, uite, tu ierți, tu nu ierți. Știți ce? Ștefan, nu știu dacă a fost la cruce, primul martir, dar a avut același principiu, în timp ce alții aveau pietre. Știți că sunt alții care au pietre atunci când vin și la biserică, să nu-i pui ăștia la amvon. Eu am avut din ăștia care și la amvon vin cu pietre. Să te păzească Dumnezeu să pui din ăștia, Doamne, cu pietre la amvon. Vin cu pietre, alții vin cu ac. Știți că era o femeie, Ana, se ducea unde? Să se închine. Și venea cineva, ce să facă? Să o împungă. Bine că n-aveți pe Nina în biserică. Bine că dar mi-e frică că a lăsat multe ace în biserici. Aia mi-e frică. S-ar putea să fie trusa și ace mai mari, mai mici. Bine să nu fie, că Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și acum Ștefan, lovit cu pietre, putea să-ți apere? Nu. Ridică privirea în sus. Voi aveți pietre. Eu am ceva acolo sus. L-aș întreba pe Ștefan, de ce ai privit în sus? Ce frumos să privești în sus și cerul se deschide, aleluia! Să închei călătoria cu cerul deschis și cerul se deschide și văd cerul deschis și pe Fiul lui Dumnezeu stând la drept, Tată, lasă-mă să mă ridic în picioare. E cineva jos pe pământ care murmează principiul iertării. Doamne, nu le ținea. Știți că fața era de ea lumină? Cain posomorât. Ștefan, lumină. Când poți să ierți, fața îți radiază lumină. De aceea am spus că băcu nu că-s psiholog. Aici se poate vedea. Când ierți, radiezi de lumină. Când nu ierți, ești distrus, te distruge și boală. Și boală. Am avut... N-ar fi frumos să vă spun... N-am putut să-i împac. Pentru o palmă de pământ. Altul a avut 1 metru. Nu, ea era soră pocăită, vecinul nu era pocăit. Nu puteau să pună gardul. Până la urmă s-a îmbolnăvit, nici unul, nici altul n-or semănat. Și după mult timp, când văzut că n-or mai semănat, s-a dus în grădină, dus să se împace cu vecinul și zice, băi vecine, puneți gardul dacă vrei 2 metri la mine, era să mor. Dar ce ai pățit? Ce să pățesc? Cu fierea, mor scos fierea, era să mor, dar vecinul ăsta nepocăit, măi vecin, puneți gardul unde vrei, că și eu era să mor. Cu ce? Tot cu fierea. Mă, până au avut fiere, le-o trebuie pământ. După ce le-o scos fierea, nu le mai trebuie nici pământ, mă. Nu le mai trebuie pământ, știi? Nu le mai trebuie pământ.
Acum, știți care e simbolul la frații penticostale? Acum voi aveți alte. Știți care e simbolul bisericii penticostale? Porumbelul. Știți ce n-are porumbelul? Fiere. Nu știu dacă creștinii de aici de la Orșov au fiere. Bine ar fi Dumnezeu să ne ajute să putem ierta. Ca să poți să iei cina. Acum să vă spun, pe mine mă cheamă Nicu, de la Nicolae, și atunci locuiam în Sebi și eram păstor acolo și vine Sfântul Nicolae, nu că ținem sărbători, copiii mici, tati, ce ne aduce Moș Nicolae? Bucuros că e cel mai frumos cadou care un tată poate să facă la copii. M-am dus în vale și am luat nuiele, verzi, proaspete. Ca să nu se certe, i-am măsurat și cu foarfec am tăiat la fiecare privat. Înălțimea. Și eu zis, cât trăim noi, nu mai cerem nimic de la Moș Nicolae. Ați cerut, ați căpătat. Eu bucuros că am dat un cadou frumos. Și în biserică, voi că aveți copii cu minți, nici care, copiii să mă mișcau. Și am spus, după biserică, m-am dus la ei și am zis, copii, stați în linie dreaptă, țineți mâna așa, nu știu, lui Estera sau ceam așa cu nuiau așa, că stare, știi, tata e tare. Am zis, eu copii, eu vă bat după Biblie. După Biblie, căci Biblia scrie nuiaua, știi că sunt alții care lovesc părinții, lovesc copiii cu palma. E greșit, calmează-te. De aceea, până îți găsești nuiaua, te calmezi. De aceea, spune Domnul să iei Biblia, să iei nuiaua. Eu eram foarte calm, aveam nuiele verzi, faine. Na, întindeți mâna, copii. Și este așa, tati, tu împlinești ce predici? O fetiță la vreo 7 ani, m-am gândit că nici nu e atentă. Ia zi, mă, ce-am predicat, mă, ce-am predicat? Și acum ochii ai predicat că dacă cineva greșește de 70 de ori câte 7 să ierți. Tati, eu odată am ieșit afară, odată, și tu nu poți să ierți. Dacă știam, nu predicam asta, dar am predicat. Și-i scris. Știți că mă dat seama, știți că e greu să ierți? Să zic, tati, tu nu poți să ierți. Ba, s-a uitat soția la mine, poți? Cum să nu pot? Că copiii știu Biblia. Deci știam, nu predicam aia, nu? Și e bucuroși, am biruit. Știți ce? E un Dumnezeu, spune la Isaia, un Dumnezeu care nu obosește iertând. Noi suntem aici, nu că am fost buni. E harul Lui, aleluia! Îndurările Lui se noiesc și ne iartă. Glorie Lui! Și-a întins mâinile ca și fiul risipitor. Au făcut urât. Dar știți ce îmi place la fiul? Mi-e drag de ăsta. Fiul cel mare niciodată nu a spus, tată, tatăl meu. De ce a zis fiul risipitor? Tată, nu sunt vrednic, ba da, ești fiul meu. Mărit să fie Domnul. Vedeți ce dragoste ne arăta tatăl să numim copiii lui Dumnezeu și suntem. Domnul să ne ajute. Poți să ierți? Poți să mai dau un caz? Am fost în, nu spun unde, într-o diaspora. Și la final un tânăr mă așteaptă, era deja acum căsătorit. Stai, știi de ce ai venit aici? Eram la un pas de moarte. Toate scenele murdare, că am vrut să ți le fac și era o atitudine greșită. Zice, când am fost în pasul morții, toate manevrele urâte îmi vineau în față. Și de ce am zis, Doamne, mai dăm o dată șansa să mă întâlnesc cu fratele păstor, să-mi cer iertare și să schimb acazul. Tu ești aici pentru că m-am rugat să vii, să-mi cere. Măi, te-am iertat că n-ai avut minte, las. Nu, te rog, iartă-mă! Dumnezeu și l-a iertat și l-a vindecat. Vrei iertare? Știi ce spune rugăciunea Tatăl nostru? Și ne iartă? Precum, credeți că la voia întâmplării Domnul, după ce prezintă această rugăciune, ceea ce accentuează, știți? După rugăciune. Și spune așa versetul 14 și 15. Dacă nu iertați, capitolul 6, oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc, dacă iertați și Tatăl vostru vă iartă, dar dacă nu iertați oamenilor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta. Deci primul principiu l-am învățat. Vrei să iei cina? Vrei să fii biruitor? Doamne, ajută-mă să fiu unul care să pot să iert. Amin. Al doilea. Acum se îndreaptă spre cel de lângă el. Versetul 43. Iisus i-a răspuns tâlharului. Astăzi, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Al doilea principiu, știți care e? Slujește în orice situație și în orice circumstanță.
Ca să fii biruitor, știți ce caută vrăjmașul? Să te trimită pe linia moarte să nu mai slujești. Aici sunt oameni care nu mai slujesc. Și de ce nu mai slujesc? Pentru că s-au văzut înfrânți și vrăjmașul să spune. Știți ce bol a avut soacra lui Petru? Prinsă de friguri. Și după ce Domnul o vindică, ce face? Știți care este semnul că a fost vindecată? A început ce să facă? Să slujească! Să slujească! Sunt alții care sunt prinsi de friguri. Când am slujit în biserică acolo, înainte, mai, am văzut-o mai rău decât pandemia asta. Cuprinși de... Când întrebam pe un frate, nu poți să vii cu mine la evanghelizare? Nu pot! Hai că am nevoie undeva să facem ceva? Nu pot! Măi, și îmi vine un gând. Am anunțat în biserică, post o săptămână, e o pandemie puternică, nu știau de pandemie, că în urmă, speriați, frații, și molipsitoare, toți. Și duminică le-am spus, fiecare își spune diagnosticul când îl întrebam, poți să mergi la evanghelizare? Și spune, nu pot, înseamnă că boala cum se numește? Neputință! Hai să ne rugăm pentru neputință! Băi, mai bine nu posteam, s-au speriat, mă, ce e asta? Și, bă, dar să știi că au fost vindecați toți. În săptămâna viitoare, când am întrebat, am nevoie cu tare, pot, o vrut să spună nu, dar au zis, m-a vindecat Dumnezeu. Deja alții au venit, frate, nu mă chem în misiune, acum pot. Eu de multe ori întreb, știți, acum fac o paranteză, erau alții care nu-i veneau la biserică, dar la piață, voi n-aveți piață, atunci era la piață, mă, duse caos, știi cum e, trebuia să te duci după ei în tufiș, știi, prin mărăcini. La piață am căutat și o soră, o, pace, frate, nu știu. Mă zic, dar tare rar te văd la biserică, rar de tot, soră. Frate, știi ce mi-au zis? Ție ți-e simplu, iei Biblia sub soară și mergi la biserică. Dar zic tu, ha, și-a început să-mi spună, bucuroasă că păstorul ascultă. Și-a început să-mi spună, doi cai, vreo două biboliță, ce să vă spun, porci, scroapă cu purcei. Băi, și-a început să, hai să-mi spună, na, vezi, frate. Și zic, soră, vrei să mă rog pentru tine? Ca Domnul să te elibereze, Domnul să te binecuvânteze, așa, bucuroasă. Uite, mâine e vineri, postez pentru tine, mă rog, Domnul să te întărească, frate, Domnul. Zic, dăm numărul de telefon că mâine seară o să mă sui plângând. De ce? Tu nu știi cum te eliberează Domnul? Nu. Zic, câte scroafe cu purcei ai? Două. Na, mâine scroafele cu purcei mor. După ce am postit, seara o să mă sui plângând că nu mai ai. Zic, asta e... vineri, sâmbătă, ce mai cai, nu știu ce, până sâmbătă vei fi liberă. Fata bălit, frate, să nu te prind că postești pentru mine. Cum să moară scroafa, zice? Cât o fătat am stat lângă ea acolo în cocină. La biserică n-o putut, o stat acolo în cocină. Cum să moară, știi? Mă, să nu te rogi pentru... Dar zic, soră, te dezlegi singură, vii la biserică. Mă dezleg! Primul a fost la biserică duminică. Luni de zile nu a putut să vină la biserică, acum gata, a putut să-și cânta așa liber, s-a dezlegat. Eu vreau să vă întreb, cum vreți, să vă dezlege Domnul sau vă dezlegați voi? He? Cum vreți, să vă dezlegați voi? Știți că e nevoie să slujim? Putea să spună, tată, acum sunt într-o poziție, am slujit 3 ani și jumătate, acum pe cruce? Nu. El pe cruce a căutat să slujească. E așa de important să putem. Știi când știi să legi o rană? Când o ai, când ai avut-o. Eu știu ce înseamnă sărăcia. Când am plecat, am avut o bicicletă sudată. Și am parcat-o în fața bisericii și am murfurat-o, mă. N-am mai avut nimic. Eu aș avut. Dar Romani 8:28 scrie, toate lucrurile lucrează împreună spre... Bine. I-am pus pe copii să ne rugăm Domnului, Domnul ne dă mașină. Și de la ce s-au certat? De la culoare. Obvio, zis, vreau mașină roșie, Ligi, nu-mi place roșie, bă, nu vă certați de la culoare, bă, lasă, da, Domnul, zis, și să aibă 4 roți, na, s-a ajuns la un mitor comun. Știți ce înseamnă să te încrezi în Dumnezeu? Atunci știi ce-i boala, atunci știi ce-i necazul, când îl ai. Iar dacă, Domnul, nu poți să știi să legi o rană până n-ai avut-o. Știți ce și eu m-am întrebat, am trecut prin multe în viață și zdrobit. Și am întrebat, Doamne, chiar eram cu trenul. Eu acum mai am șofer, cum e frumos, slavă Domnului, zile de har. Mă călătoream mult cu trenul. Cele mai frumoase evanghelizări nu le-am făcut în biserică, pe tren sunt cele mai frumoase. Când schimbam și compartimentul, și vagonul, și persoanele, cu ăștia mai tineri, cu căștii urechi, acolo nu prea aveam succes. Dar ăștia, la vârsta mea, mai ușor era. Dar mă rugam Domnul și Domnul deschidea uși, extraordinare, frumoase. Și... pot să vă spun, nu vă țin acum cu poveștile așa de minuni în tren. Dar
Domnul să ne ajute să putem sluji. Hai să vă spun un caz. Am schimbat compartimentul și o domnișoară. Unde mergi la Iași? Oh, slavă Domnului, zic, am pus obosit să mă culc, cum a scus biectul, și să mă culc. Eu nu mă țineam cont, pot să dorm liniștit în tren, știți? Pot să liniștit, nici nu știam că de multe ori găsesc în tren, aveam vise, revelații frumoase. Și m-am pus în tren, n-am adormit, m-am pus să mă rog, nu contează. Și când colam o vedenie, rar am revelații, rar. Dar am avut o vedenie pentru această domnișoară. Nici n-aveam de gând să mai slujesc. Gata, am zis, Doamne, destul, mi s-a închis ușa, era târziu, m-am pus să mă culc. Și am o vedenie. O văd în vedenie, cum spăla un purcel, căuta să ridice o treaptă, în fine, o vedenie lungă. Băi, zic, Doamne, asta e pocăită, mă. Înseamnă că vrea să se mărite, dar cu cine se mărită? Că era sărbătoare, am văzut mai multe detalii. Taică-sul l-am văzut în Italia și era o barieră. Băi, zic, Doamne, am vrut să mă culc, acum m-ai dat de lucru. N-am putut să mai dorm, m-am învârtit și Domnule, cred că te deranjez, mă duc puțin până afară, până te culci. Mă zic, să nu mergi departe, că am de la Dumnezeu un cuvânt să-ți spun. S-o speria, vă dați seama, să-i spun așa vorbește Domnul. M-am ridicat, m-am prezentat, că așa e frumos să te prezinți. Nu i-am spus de purcel, că se închidea. Și am zis, mă, vrei să te căsătorești? Da. Zic, mă, dar băiatul e botezat? Frate, nu-i botezat, dar e mai bun decât unul pocăit. Ăsta e purcelul, mă gândeam. Și căutam și am spus anumite taine și am spus vedenia mai târziu. Mă zic, taică tu împotrivă. Crezi că te susține la facultate și când ai început să-i dai stăinui, zic, în Italia, și el nu-i de acord cu pasul tău. Crezi că părintele nu-ți vrea binele? N-a crezut. Mi-a cerut numărul de telefon să mă cheme la nuntă. Dar am spus, peste o lună mă suni plângând. Nu a fost nuntă. E așa de important să stai la dispoziția lui Dumnezeu pentru cineva care face un pas greșit în căsătorie. Ia o decizie în viață. E așa de important să slujești, dacă nu altceva, o mână caldă unui om să-l îmbărbătezi. Era unul să se plece la Târgu Mureș. O mână caldă l-am îmbărbătat. Să crezi că Dumnezeu poate să facă minuni. E așa de important să slujești, puteam să spunem, să știți, sunt momente, știți exemplul acela cum, că un om era aproape înghețat, mergea pe un troian, gata, gata să cadă jos, și încolo a văzut pe altul jos, mai înghețat decât el aproape mort. Putea să treacă ca preotul și levitul pe lângă, s-a oprit, luat în spate. Știți că aceasta a fost salvarea? S-a încălzit și l-a dus acolo la o cabană, să salve și pe el și pe celălalt. Nu căuta să zici că nu slujesc. Că ești prinsă de friguri. Domnul să te întărească. Ca să fii biruitor, ascultă-mă. Pe mine știi ce m-a făcut ca și tânăr? Și am fost tânăr. Și ispita vine. Știi ce m-a făcut biruitor? Slujirea. Slujirea. Ca așa am fost într-un loc și niște tine. Nu veniți cu noi. Unde? Și când mi-au spus unde? Nu, măi, cum să de la predică să te duci acolo. E așa de important. Doamne, ajută-ne. Și să nu fiți un fariseu. Ceea ce ești vorbește mult mai tare decât ceea ce spui. Cuvântul Domnului e o sabie. Al doilea principiu ca să fii biruitor, caută să-L slujești pe Dumnezeu în orice circumstanță. Amin. 3. Acum mergem în Ioan. Cuvântul Domnului arată așa de frumos, se îndreaptă spre acea care era mamă. Și îi spune, Ioan 19:26, femeie, iată fiul tău. S-a îngrijit până în ultima clipă de mama sa. Și istoria susține că mama Domnului Iisus Hristos a fost luată de Ioan, deși au fost Iacob și cu Iuda, frații Domnului Iisus Hristos, care s-au convertit și Iacob a fost un stâlp al bisericii, Iacob și-a împlinit misiunea. S-a îngrijit de mama Domnului Iisus Hristos, a murit tot în Efes, că singurul dintre apostoli care n-a avut moarte de martir a fost Ioan. Dar nu intrăm în detalii, Domnul să ne ajute, știți care e principiul? Familia. O biserică sănătoasă este formată din familii sănătoase. Eu aș dori ca Dumnezeu să vă întărească, să vă binecuvânteze, să fiți biruitori în familie. Știți prin ce să poți să fii biruitor? În primul rând să știți să-ți ordonezi mădularul acesta, limba. Știți că cu limba, spune cuvântul Domnului, dacă vrei să ai parte de zile bune și fericite, ce trebuie să faci? Să știi să-ți împrânezi ce? Limba. Zilele bune și fericite ne le facem noi. Cum? Prin limba. Acum nu spun că, alții spun că surorile vorbesc mai mult. Soția, când am ținut o conferință de familie, soția a zis, mă, tu ai cuvinte dublu cât o femeie. Mă zic, nu. Deci da, nu vă spun acum. I-am spus că bărbații au 10.000, femeile 20.000 și ea mi-a spus mie că eu am 40.000. Și că nu-i destul că îmi predici la biserică, mi-e predici acasă. Poate mai sunt și la voi din ăștia, dar nu asta. Și te spune despre Socrate, filozoful antic.
Avea o femeie bună de gură. Eu nu spun bună de gură, rea de gură. Numai tunașul fulgera, Nu zici nimic, iară, tunașul fulgera, nu zici nimic. Și știi cum, era iritată că n-avea cu cine să certa. Nu zici nimic? Ce să zică Socrate? El visa, visător. Când a văzut că tot numai tună și fulgere, s-a dus afară și s-a pus acolo pe niște trepte. După ce s-a pus pe trepte, ea iritată că n-are cu cine să certa și cuvintele lui au rămas celebre, s-a luat o găleată cu apă. Și-a aruncat o găleată cu apă în cap. Pac! Și zice, n-acum ce zici? Și el calm, așa, visător. Dragă, eu am știut că totdeauna după fulgere și tunete, vine ploaie. Și n-a fost ceartă. Dar poate la tine-i ceartă. Și poate ești înfrânt în familie. Și dacă nu iei cină astăzi, de ce? Pentru că n-ai știut mădularul acesta să faci cu el. Doamne, ajută-ne! Cele mai mari probleme face mădularul acesta? Un foc mic, o cârmă. Doamne, ajută-ne! Doamne, întărește-ne! E așa de important! Doamne, întărește-ne să fim biruitori în familie. Atunci, familie, relația între părinți și copii, e așa de important. Copiii să asculte, să fie ascultători. Intru în detalii, eu aș dori ca Domnul să vă ajute. Să știți, e așa de frumoasă armonia în familie. Copiii vor să fie binecuvântați, ascultați. Să știți că cine îți vrea binele, în primul rând îți vrea tata și mama. Eu știu ce înseamnă să n-ai tată. Eu așa m-am întors la Dumnezeu. Mie mi-a vorbit Dumnezeu prin steag de doliu. N-am văzut pe nimeni murind decât o singură persoană. Și acesta a fost tatăl meu, când am avut cea mai mare nevoie de el. Copii, până aveți părinți, prețuiți-i. Soți, până aveți soții, am întâlnit, care zice, ai, deși a fost un soț rău, zice, știți când îți dai seama de ceva? Când nu mai ai. S-a vorbit aici despre mulțumire. Eram în Bruxelles, la Elim, la evangelizare, la o seară de părtășie, ziua mulțumirii, și pe avion Dumnezeu mă întreabă, dacă ar fi să-ți iau tot ce ți-am dat și să-ți las doar lucrurile pentru care mi-ai mulțumit, cu ce vei rămâne? Vă repet că n-ați fost atenți. Dacă ar fi să-ți iau tot ce ți-am dat și să-ți las doar lucrurile pentru care mi-ai mulțumit, cu ce vei rămâne? Ai mulțumit că ai mâini? Le ai nevoie de ele? Ai mulțumit că ai picioare? Ați mulțumit că n-ai un baston alb în mână? Și ai vedere, e un har, e un har. Ați mulțumit Domnului că îți bate inima? Dacă în secunda următoare îți bate inima, și de ce bate? Pentru că Creatorul spune, mai bat odată! Ați mulțumit pentru soții voștri, pentru soțiile voastre. Copii, ați mulțumit că aveți părinți. Ați mulțumit că aveți în mână Biblia și nu altceva. E un har! Ați mulțumit Domnului că aveți așa un local frumos, deși i-ați schimbat destinația. Este casa lui Dumnezeu, unde se coboară slava lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Doamne, ajută-ne! Și pentru aceasta știi ce doresc? Doamne, ajută-ne să fim biruitori în familie și să fim biruitori făcând voia Ta. Amin. 4. Evanghelia după Matei, versetul 46, capitolul 27. Iisus a făcut ceva, a strigat cu glas tare la ceasul la nouălea, Eli, Eli, lama sabachthani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Știi ce principiu? Văd aici, rămâi statornic prin toate circumstanțele vieții. Dacă mă duc acum la Golgota, de ce a strigat așa ceva? Eli, Eli, lama sabachthani. Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Păcatul tău și păcatul meu era asupra lui. Dumnezeu n-a putut. Noi spunem, s-a întâmplat soarele să intre în grevă. Își cunoaște Creatorul. Își cunoaște. Aș dori ca Domnul să ne ajute. Știți care e cea mai mare nenorocire pentru un om? Dumnezeu să-și întoarcă privirea de la noi. Am citit într-o carte, în evanghelologie, parcă fratele Trandafir dădea exemplu acesta, în urma unui accident, a rămas fără de soție. A rămas de soție. Dar și fetița a fost bolnavă, trebuia să îi se taie piciorul. Și s-a dus la fetiță, avea 9 ani, și a zis, fiică, n-aș vrea să te pierd și pe tine. Și medicii au zis ceva, amputarea trebuie să se facă pe viu, infecția este foarte avansată, nu se poate face anestezie. Reziști? Și fetița a zis, tată, rezist cu o singură condiție. Cred că mă va durea să se taie piciorul pe viu. Te rog să mă ții de mână și să mă privești în ochi.
Și a zis, dacă mi se acceptă, o vorbi cu medicul. Și a zis, da, stai lângă ea că e operație grea. Și în timpul operației o ținut de mână și o privea în ochi. Și ea se zbătea în chinuri groaznice. Și n-a mai putut să o privească. Și s-a întors privirea. Și a început să verse lacrimi. Tati, uită-te la mine! Știi ce l-a durut pe Iisus? Unde e Bartimeu să strige? Omul care striga tare. De ce nu strigă în mulțime? Nu-i atingeți mâinile. Unde e leprosul? Știu că poți, dar vrei? Și a zis, da, vreau. Unde e leprosul? Nu-l atingeți. Nimeni nu s-a atins de mine. Unde e femeia cu scurgere? Unde e slăbănogul? Nu-i atingeți picioarele. N-am văzut pe nimeni. Ani de zile am stat la scăldătoare și n-am avut pe nimeni. Dar a venit cineva lângă mine. Nu-i nici slăbănogul, nu-i nici Bartimeu. Și îndemnați de preoți, oamenii au strigat, răstignește-l. Și ca om, era 100% om și la 100% Dumnezeu. Poate l-a durut. Dar ceea ce l-a durut mai tare a fost când Tatăl și-a întors privirea. Eu știu ce aș dori, Doamne, indiferent ce vremuri vom trăi, nu-ți întoarce privirea de la noi. Eu sunt cu tine. Isaia 49:15. Poate femeie să uite copilul care îl alăptează și chiar dacă l-ar uita, nu te voi uita de ce? Sunteți săpați unde? În palmele mele. Poți să se mute munții, Isaia 54:10. Dragostea mea nu se va muta. În Ioan capitolul 13, el a iubit pe ai săi și a iubit până la capăt. Eu aș dori ca Domnul să ne ajute să rămânem statornic prin toate circumstanțele, vor veni vânturi. Am un cuvânt pentru fratele păstor. Știți cum să alege un catarg? Un specialist se duce într-o pădure imensă și analizează pomul care e cel mai bun și zice, tot ce e în jurul lui rade jos. Și lasă bătut de furtună și de vânt câțiva ani de zile, poate 5 ani. Singur! Și dacă rezistă să stea în picioare, e bun de catar. Vei avea momente când poate vei rămâne singur și te întreba, Doamne, de ce m-ai adus aici singur? Va trebui să rămâi un catarg. Și Domnul să te întărească. Și ca tine mai sunt. Poate trebuie să fii un catarg în familie. Aici la Orșu va bate vântul. E furtună, e vânt puternic. Va trebui să rămâi un catarg. Să rămâi statornic. Prin circumstanțele vieții, Doamne, întărește-ne, Domnul să ne binecuvânteze, Domnul să ne întărească. Mă duc mai repede, că n-aș vrea, aș vrea să fiu telegrafic, dar să le străbat cele 7 principii, că unul e mai frumos decât celălalt. 5. Ioan arată iarăși, mi-e sete. 19:28, partea finală. Iisus a strigat, mi-e sete. Aș putea să vă spun, El care a făcut izvoarele, cum să strige, mi-e sete? Știți care e principiul acesta pentru noi? Fii realist prin problemele vieții prin care treci. Știți ce am învățat și eu de la americani? Indiferent ce se întâmplă, cum ești? Ok. Atât am învățat și eu. Cum ești? Zâmbesc? Asta. Când m-am dus în America, credeam că toți mă cunosc. Și eu am fost 11 ani. Toți mi se păreau, toți, și polițistul când mă dat amendă, a crezut că mă zâmbește și nu mă da. Toți se zâmbesc. O să mă, unde mă cunosc ăștia? Și am învățat ceva de la ei. Ok. Cum ești? Ok, frate. Cum te simți? Ok. Dar oare chiar ok? Nu e ok. Dar cum să spun că... Dar nici n-aștept să spună cineva altceva. Că dacă îl întrebă cineva cum ești, nici n-aștept alt răspuns decât ok, că nu o să spună durere. Stai că mă doare ceva, nu? Dar știți care e biruința? Fii realist prin problemele vieții prin care treci. Realist. Vă spun ceva, chiar dacă alții te judecă, acum de multe ori soția pe mine se mai și supără, zice, bă, de ce atâta, deci ești prea sincer, eu nici nu pot să spun anumite lucruri că tu le spui de la învon. Nu pot să spun, ce copii, zice, tati, tu imediat le spui, fii realist, fii realist. Acum să vă spun, am fost într-o biserică, m-am fost și aseară, ceva deosebit, dar nu, aseară a fost altă dată mai încolo, nu știu, evanghelizări, pentru că n-am știut să mă abțin, chiar acum mi-a spus două microfoane mai frumos, știi, dar soția mi-a spus, mă, dacă tu ai microfon, de ce strigi atât, mă, dacă nu strig, nu pot, nu. Dar o soră, sora Ana, zice, frate, îmi place cum strigi, o să postesc pentru tine, strigă că îmi place.
Și atunci mai răgușeam și mai mă uitam, mai probleme cu plămânii. Și într-o atmosferă din asta cerească, mulți au venit, m-au rugat, s-au vindecat, dar eu am fost bolnav. Să vă spun acum, să nu faceți ca mine. Soția s-a îmbolnăvit ea înainte și m-a întrebat: Nicule, ce am? Știi ce am spus? Eu ca un predicator. Zgură. S-o fi gândit, cine m-a pus să te întreb? Peste două săptămâni m-am îmbolnăvit și eu. Noi bărbații ne văităm mai mult ca femeile, știi? Mă duc la soție, măi Lidia, spune-mi ce am. Știi ce mi-au zis că am? Și tu tot zgură. Știi, când noi predicăm, ne place ca surorile să zice, amin, aleluia, vorbește Doamne, știi? Că ei ne ascultă. Dar și noi avem zgură. Am tăcut, dar când au văzut cum tușesc, măi Nicule, hai mă, du-te, mă, cred că ai dat în pneumonie, măi. Am glumit de zgură, dar stai, nu te mai du la evanghelizare, mă, n-am, am promis, mă duc. Și o bucurie nemaipomenit, oamenii s-au vindecat și când să mă duc înapoi la amvon, zic către fratele păstor, măi, și eu sunt bun, nu ne-am spus, nu-mi face ungerea. Și am crezut că mă bagă după amvon să mă vadă careva, știi? Și au zis, nu, pune-te aici. M-am pus. Nu i-am spus că am probleme cu plămânii și am pus mâna așa la plămâni și am fost vindecat pe loc. M-am gândit, mă, soția e bună la raze, mă, cred că am o pneumonie. Dacă eram mândru, noi păstorii n-avem voie să ne îmbolnăvim, plecam acasă și iar mă văitam. Și iar soția iar îmi predica zgură. Dar dacă am fost realist să spun că am boală, Domnul mă vindecă. Știți că e nevoie să fim realiști? Isaia capitolul 6, până la capitolul 6. Vai, vai de alții! Știți când te vezi real? Când se aprind nu luminile acestea, sferele luminoase ale lui Dumnezeu. Și în capitolul 6, știi ce a zis? Am văzut slava lui Dumnezeu. Aleluia! Știi ce a zis? Vai de mine! Că sunt un om cu buze necurate. Te vezi realist. În această zi e așa de important să se aprindă sfera luminoasă ca să stai la masă cu Domnul într-un clip vrednic. Fii realist. Dacă-s buzele murdare, e un har. Domnul nu e ajăratec, dar sângele lui poate să te spele, poate-s picioarele murdare. Poate ochii sunt murdari, poate cugetul ți-e murdar. Eu aș dori în această dimineață, Doamne, spală-mă și voi fi spălat. Iartă-mă și voi fi iertat. Eliberează-mă să fiu liber. Mărit să fie Domnul. Domnul să ne întărească. Celelalte principii doar le punctez. Domnul strigă în Evanghelia după ea 19:30, s-a isprăvit. Știți că toate se vor sfârși. Aleluia! Ultimul cuvânt ale El. Și după care în Luca 23:46, Doamne, în mâinile tale încredințezi Duhul. E așa de important să ne încredințăm viața în mâna Lui. Amin. El are ultimul cuvânt. Încrede-te în El. Aș vrea să închei cu o mărturie din satul soției mele, din județul Hunedoara, din Visca. Un tânăr, bărbat miner, la 24 de ani, un accident, de la Deva, dus de urgență la Timișoara. Nepocăit, singur la părinți, fără șanse de viață, în comă, 70% ars, nicio șansă. Și în disperare, când au văzut că medicii dau din umeri și nu pot să facă nimic, au sunat la soție, am răspuns, ne-au chemat să ne rugăm pentru Dorin. Era din satul natal, sigur că le cunoștea. Ne-am dus acolo, n-am avut cu cine să stau de vorbă, tragedie. Taică sub Vasile, erau un unchi, numai agitat. Am căutat cu Dorin ce să stai de vorbă, că e în comă. Și am zis, Doamne, dacă vrei să faci o minune, fă-o. Am scos sticlusa cu un de lemn și am zis, Doamne, te-am văzut la lucru de atâtea ori, fă o minune. Și în momentul când l-am atins, Dorin și-o scos, și-o reveni și-o scos tuburile, așa parcă înviat din morți, dați-mi să beau ceva. Unchiul sub parcă, sau care au avut o sticlă de cola, i-au dat cola, a băut mult. Când au sesizat medicii și când au venit, păi n-are voie să, el în urma arsurii are foc interior, e o travă să-i dai lichid, nu se... Dar a zis, ăsta a fost semnul, dacă nu și revenea din comă, nu puteam să intrăm în operație, nu era nicio șansă de viață. Acum sunt, dacă e cineva din familie care e compatibil și vrea să doneze piele, intrăm în operație. Vasile era un bărbat înalt, cum să nu-i singurul meu băiat, dau piele cât or fi. A făcut analizele, să zic, compatibil. Dar Dorin mi-a spus ceva. Frate, vreau să spun ceva. Nu știu dacă în urma operației trăiesc sau mor. L-am amânat pe Dumnezeu mult timp. Vreau să închei legământ cu El.
l-am botezat, m-am uitat la taică-su, zis, ești împotrivă? Zice, are 24 de ani, e major. L-am botezat. Asta a fost vineri. Duminică ne-am rugat la Smirna pentru el, am zis, Dumnezeu are un plan deosebit cu un tânăr la Spitalul Județean, un tânăr de lângă Deva. Și am primit un mesaj profetic scris, e așa de frumos ca Dumnezeu să vorbească. Când am citit mesajul, am plâns. Dorin era ca un prunc nou născut în mâinile unei ființe cerești, îmbrăcat în haine strălucitoare, se vedeau două trepte și a tălmăcit două zile și Dorin moare. M-am dus de urgență la spital, se consumase operația, o operație bună, reușită. Taică-su era într-un salon, Dorin în alt salon, pe hol era unchiu-su, dar când m-a văzut, pe fața mea se citea ceva și a zis, voi pocăiți știți viitorul. Eu am căutat să schimb subiectul și zic, cum e Dorin, cum e? E bine, dar voi ce spuneți? Și am zis, două zile și Dorin moare. A vrut să înjure, te rog, nu înjura. Zice, cum, că a dat Vasile prea mult sânge, s-ar putea să nu fie la mormântare. M-am dus la Vasile să-l îmbărbătesc și am zis, din punct de vedere uman, ca să n-ai niciun regret, ai făcut cel mai bun lucru, să dai tot ce ai avut. Și ai donat multă piele pentru fiul tău. Dar Dumnezeu are un plan. Nu i-am spus vedenia, a înțeles, a început să plângă. După două zile s-au blocat rinichii și Dorin a murit. Vâlvă în sat, ce că l-a botezat cineva cu trei zile înainte de moarte? Și-a zis, taică-su, nu. Dacă Dorina meu s-a botezat cu trei zile să vină pocăiții. Am plecat, n-am putut să ajung, a fost un polei, am sunat frații din Deva, s-au dus și au făcut o mormântare, dar minunea e alta. După două luni când m-am dus la evangelizare și pe holul bisericii mă așteaptă Vasile, tatăl lui Dorin. Când m-a văzut, a început să plângă, l-am îmbrățișat să-l îmbărbătez, m-a tras deoparte, hai să-ți spun ce nu știe nimeni, spune. Știi de ce l-am mormântat cu voi, cu pocăiții? Deci, după ce tu l-ai botezat în apă, băiatul meu nu s-a rugat în viața lui, crescut cu mine în casă, a început să se roage și a rămas uimit și se roagă și ceva de sus o coborâ peste el. Și au început să se roage ca voi pocăiți în alte limbi. N-am vrut să spun la nimeni să nu creadă că și-o fi pierdut mințile. De-aia l-am mormântat cu voi. Plângând i-am spus vedenia. Când au auzit vedenia, s-o plecat pe genunchi, pe hol. Știi ce-o zis? Vreau să mă predau lui Dumnezeu înainte de predică. Mi-e de ajuns. Vreau să fiu la un loc cu Dorin. Și-a credințat viața în mâna Domnului. Deși și-a pierdut un singur fiu, încredințează-ți viața în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Ultima dată când am fost la Visca, Vasile a condus programul, un bărbat puternic în biserică. Asta face Dumnezeu. Vrei să fii biruitor? Privește la Iisus, aleluia! Vrei să iei cina? Știți care e primul lucru ca să iei cina? Să dorești. Nu vă invit să luați cina cu regina Angliei, cu împăratul împăraților, cu domnul domnilor. E o cinste, nu pentru el, pentru noi. Vrem să stăm cu el la masă și să fim biruitori, biruind totul. Amin. Lăudați să fie numele Domnului. Haideți să ne găm în picioare și haideți să intrăm într-o rugăciune. În această dimineață am fost provocați fiecare dintre noi să stăm la masă cu Cel care este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Cu Dumnezeu care a creat cerul și pământul, acest Dumnezeu care are puterea să transforme instantaneu viețile noastre. Acest Dumnezeu care nu are nevoie de timp ca să facă o lucrare, ci El este acela care într-o secundă, El este acela care este gata să transforme inimile noastre. Nu știu care a fost gândul care a venit în dimineața aceasta la casa lui Dumnezeu. Însă în rugăciunea aceasta te provoc ca să te rogi ca Domnul să schimbe orice mod de gândire care nu este conform voii lui Dumnezeu. Și în această dimineață să putem să stăm la masă cu Domnul. Știu că de multe ori există anumite fenomene în viața noastră care parcă ne-ar împiedica să ne apropiem. Dar toate aceste fenomene au menirea ca să ne oprească, să ne apropiem de cina Domnului, pentru că știe
că cina Domnului este puterea lui Dumnezeu care transformă în continuare viețile noastre. Este momentul acela când Dumnezeu ne regenerează, ne revigorează sufletele, trupurile, viețile noastre. De aceea rugăciunea aceasta venim cu cea mai mare sinceritate înaintea Domnului și ne rugăm: Doamne, dacă există un lucru care mă împiedică și care a încercat să mă împiedice să mă apropiu de Tine în această dimineață, aici acum, Doamne, sunt gata să renunț la el și mă rog, Doamne, ca să regenerez, să revigorez viața mea, să-mi dai puterea să mă apropiu de Tine. Pentru că mâncând și din rodul viței și din azima aceasta, fiecare dintre noi să putem să primim viață. Unii n-au viață în ei din punct de vedere spiritual pentru că nu stau la masă cu Domnul. Își doresc ca Domnul să lucreze, dar nu pot să aibă, tocmai datorită faptului că n-au viață. Și în această dimineață dăm la o parte orice obstacol, dăm la o parte orice impediment, orice lucru care ne-ar împiedica să venim înaintea Domnului. Dacă trebuie să ierți în această dimineață, cum a fost învățați, alege să ierți. Și rog-te, Doamne, aleg să ierți pe toți aceia care mi-au greșit. Dacă în dimineața aceasta trebuie să ceri iertare Domnului, datorită unui lucru, cereți iertare Domnului. Dacă în dimineața aceasta știi că ai ceva cu cineva, după ce vei sta la masă cu Domnul, du-te la persoana respectivă și spune: mă, aleg să te iert pentru ce mi-ai greșit. Și lista aceasta să continue în viața noastră, ca în această dimineață să ne putem apropia de Domnul, pentru că suntem la cea mai importantă sărbătoare pe care Biserica lui Hristos o sărbătorește. Ne aducem aminte de ce a făcut Hristos în urmă cu 2000 de ani, dar ne aducem aminte că acum în prezent Dumnezeu este prezent în locul acesta, este gata să lucreze în dreptul nostru, și ne aducem aminte că în viitor Hristos o pregăti pentru noi veșnicia. Și toate aceste trei semnificații nu fac altceva decât să fie unite în momentul acesta care va fi înaintea noastră în câteva momente. Haideți să intrăm în rugăciune, să-i mulțumim Domnului și Domnul să-și facă numele de slavă. Doamne, cu mulțumire! Să fie numele Tău, pentru că Tu ești Domnul vieții și nu-i nimeni ca Tine în cer și pe pământ. Binecuvântat să fii Tu, că Tu ești tăria noastră, Doamne, și de fiecare dată Tu ești acela care ne-ai ridicat și ne-ai dat putere și tărie. Ai promis în cuvântul Tău și de fiecare dată în promisiunea Ta, Doamne, Tu ai fost acela care Ți-ai ținut-o și ai spus că cu niciun chip nu ne vei lăsa. Ai spus că în fiecare zi vei fi cu noi, să ne încredem în Tine, să cerem ajutorul Tău, și în ziua de astăzi venim cu mulțumire, Doamne, înaintea Ta, Doamne. Prin harul Tău a trecut jumate de an, Doamne, din 2022,
și ne-ai primit la masa ta, ai întins masa ta și ai pus pe ea bucate gustoase și miezoase și ne-ai chemat pe fiecare dintre noi să venim să luăm viață din tine, ca să putem să trăim, Doamne. Și ne-ai dat putere să mergem înainte, ne-ai sfințit mințele, ne-ai cercetat la nivelul gândirii, Doamne. Ne-ai dat direcție și puterea care vine de la tine ne-a însoțit, Doamne. Și atunci când valul a fost înalt, Doamne, tu l-ai potolit. Și atunci, Doamne, când problemele au fost multe, tu ai adus rezolvare. Și atunci când întunericul a vrut să stingă lumina, tu ai aprins-o mai tare. Și atunci când oamenii din jur ne-au părăsit, tu ai venit și ne-ai spus: nu te teme, că eu sunt cu tine. Tu ești Dumnezeul vieții și pe tine te lăudăm în această zi. Ca unul stăm înaintea ta și te rugăm să cercetezi inimile noastre, viețile noastre, eliberează, sfințește, curățește, ridică la nivelul minții, pune întăritura Duhului Sfânt, Doamne. Orice întăritură care este falimentară, Doamne, să fie nimicită în numele lui Iisus Hristos. Dă biruință, Doamne, celor care se luptă la nivelul minții, Doamne, ca să facă pasul acesta, Doamne. Tu-i chemi la viață, la o viață cu tine. Tu ești acela care ai murit ca noi să avem viață. Tu ai coborât ca pe noi să ne ridici și îți mulțumim pentru lucrul acesta. Îți mulțumim pentru trupul tău care s-a frânt pentru noi. Ți-ai dat viața pe lemnul de la Golgota, făcându-te blestem, ca să iei blestemul păcatului din viața noastră și să ne dai o viață binecuvântată, un viitor și o nădejde să trăim cu tine și pentru tine. Și în dimineața aceasta, mă rog, binecuvintează biserica ta răscumpărată, Doamne. Mă rog să binecuvintez pe toți aceia care vor întinde mâna, Doamne, și vor lua din azimă, lasă viață, viață din tine, regenerează în numele și în jertfa lui Iisus Hristos, Domnul meu. Mă rog să lași vindecare, Doamne, să eliberezi, Doamne, pe toți aceia, Doamne, care au nevoie de atingerea ta. Sfințește-ne, Doamne, și ajută-ne să facem lucrul acesta cu bucurie, Doamne, cu bucuria copiilor răscumpărați. Îți mulțumesc pentru fiecare care în dimineața aceasta, Doamne, va face lucrarea aceasta și apoi te va sluji, Doamne, va umbla în voia ta, va cinsti, Doamne, va binecuvânta, Doamne, masa ta în viața lui, Doamne, și va ști că el este al tău, că ea este a ta și tu i-ai dat viață, Doamne. Îți mulțumesc pentru rodul grâului, îți mulțumesc că ai binecuvântat ogoarele, Doamne, și în urma binecuvântărilor ogoarelor, Doamne, azima aceasta a fost făcută, pentru că tu ce binecuvintezi rămâne binecuvântat atâta timp cât autoritatea ta este acolo, atâta timp cât dorința de a umbla cu tine este acolo. De aceea, mă rog, binecuvintează biserica Tabor, Doamne, binecuvintează vizitatorii bisericii, Doamne, toți împreună, Doamne, într-un gând, Doamne, și o simțire, Doamne, în Duhul tău, vrem să ne apropiem de tine. Primește-ne, Doamne, și sfințește-ne și îți mulțumim, fii lăudat, slăvit și binecuvântat, Tată din ceruri, în numele lui Iisus Hristos, glorie ție, amin. Doamne Dumnezeule, vin înaintea Ta, Doamne, și înaintea puterii Tale, Doamne. Venim cu mulțumire, Doamne, și Îți mulțumim, Doamne, pentru jertfa de pe Golgota, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, pentru suferințele, Doamne, prin care noi avem viață astăzi, Doamne. Doamne, mă rog în această dimineață, Doamne Dumnezeule, pentru rodul viței, Doamne, Te rog în numele lui Iisus Hristos să-I dai valoarea sângelui Tău, Doamne. Sânge, Doamne, care ne poate spăla, ne poate curăța de orice păcat, Doamne, ne poate vindeca, Doamne, de orice boală, în numele lui Iisus Hristos. Doamne Dumnezeule, binecuvintează biserica Ta, Doamne, binecuvintează, Doamne, fiecare frate și soră în parte, Doamne. Doamne, Te rog să ridici orice povoară, Doamne, orice suferință în numele Tău, Doamne. Știm, Doamne, și credem, Doamne, că prin sângele Tău și prin rănile Tale, Doamne, suntem tămăduiți și avem viață, Doamne. Credem din toată inima lucrul acesta. Îți mulțumim, Doamne, pentru Domnul Iisus Hristos, care s-a coborât, Doamne, să ne dea viață, Doamne. Te rog, binecuvintează, Doamne, fiecare om care în ziua aceasta este în locul acesta. Doamne, orice viciu, orice boală, orice suferință să plece în numele lui Iisus. Doamne, știm și credem, Doamne, căci prin jertfa de pe Golgota, Doamne, avem viață, Doamne. Cel care va întinde mâna, Doamne, să ieie, Doamne, din sângele Tău, Doamne, să ieie spre viață, nu spre o sândă, Doamne. În numele Domnului Iisus Hristos ne-am rugat și Îți mulțumim. Amin.
Haideți să rămânem într-un duc de rugăciune în continuare, în timp ce vom cânta o cântare, vom face și frângerea pâinii și apoi vom continua mai departe. Și tot aceia care s-au cercetat, tot aceia care au încheiat legământ în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și tot aceia care nu s-au pus sub disciplină în biserici, ca să putem să facem diferența între tot aceia care vă împărtășiți în această dimineață și cei care din anumite motive nu vă veți împărtăși în această dimineață, tot aceia care vă împărtășiți vă rog să rămâneți în picioare, iar ceilalți vă rog să preocupați locurile și să rămânem toți într-un duc de rugăciune, frații vor veni, vă vor servi, vom aștepta până vom lua toți, iar apoi o să citesc pasajul și vom lua cina toți împreună. Deci frații vor veni, vă vor da, rămânem în duc de rugăciune, iar la sfârșit voi citi pasajul cu privire la această sărbătoare și vom lua toți împreună cina. Haideți să stăm în duc de rugăciune și ne rugăm ca Domnul să-și facă numele de slavă. Amin. Lanțul s-a vrut, azi liber sunt, răscumpărat prin sânge. Mărețul har, Dumnezeu.
așteptăm să iei toată lumea. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Amin. Un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând: beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului cel nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței, până în ziua când îl voi bea nou cu voi în împărăția Tatălui meu. Amin. Haideți să ne călcăm în picioare. Și mulțumim Domnului cu toată adunarea pentru timpul acesta. Ne încredințăm în brațul lui Dumnezeu. Tată Ceresc, venim înaintea Ta.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne lăsa pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Vă rog respectuos să ocupați locurile pentru câteva momente. Stimați frați și surori, stimați prieteni, mulțumim Domnului pentru această dimineață de har, această dimineață când am putut să fim în prezența Domnului, mulțumim Domnului pentru bunătatea Sa. Totodată mulțumim fraților care au stat la dispoziția Domnului, fratelui Abel, fratelui Nicu, Dumnezeu să-i binecuvinteze și Dumnezeu să-i întărească lucrarea în care Domnul i-a chemat și să-i păzească Domnul în continuare. Ne bucurăm că am putut să petrecem timpul acesta în prezența Domnului toți împreună. Ne bucurăm că ați fost împreună cu noi. Vă așteptăm și după masă de la ora 18, când din nou vom avea slujbă în locul acesta. Cei care doriți tot de la ora 18, în seara aceasta o să avem slujbă și la turnul Severin. Care nu puteți să fiți aici și puteți acolo, vă așteptăm să fim împreună, să ne bucurăm în prezența lui Dumnezeu și ne rugăm ca Domnul să-și facă numele de slavă. În săptămâna următoare slujba rămâne la fel, mâine seară vom avea rugăciune, ora aceea de rugăciune în care doar stăm înaintea lui Dumnezeu și ne rugăm pentru timp de oră, vă așteptăm să veniți să fim împreună la rugăciune, chiar dacă tot începând de mâine va începe și tabăra tinerilor, undeva la 100 de tineri vor fi pe Valea Eșelniței la tabăra aceasta pe care și care o așteaptă cu atâta drag și cu atâta dorință tinerii noștri, ne rugăm ca Domnul să-i binecuvinteze. Pentru ziua de joi nu o să avem slujbă în locul acesta, ci așa cum avem obicei în fiecare an, toți aceia care aveți posibilitatea o să mergem pe Valea Eșelniței împreună cu tinerii noștri, acolo să fie slujbă, vom avea un timp binecuvântat în prezența Domnului, în aer liber, așa că vă așteptăm să veniți, să fiți împreună cu noi, împreună cu tinerii noștri, să fim lângă ei, să ne rugăm ca Domnul să-i întărească, Domnul să îi folosească, Domnul să-i ridice și să-și facă Domnul numele de slavă, pentru că cred că în vremea aceasta Dumnezeu este acela care scoate tineri și tinere, bărbați și femei pe care Domnul să-i modeleze, care Domnul să-i umple cu prezența și cu puterea Duhului Sfânt ca să poată să facă o diferență în societatea aceasta în care noi trăim. Ne rugăm ca Domnul să-și facă numele de slavă. Așa că o să mai anunțăm și pe grupul bisericii. Joi seara va fi slujba împreună cu ei. Dar mâine seară, toți aceia care doriți, deși tinerii noștri deja o să fie la tabără, vă așteptăm să fiți aici la timpul acesta de rugăciune care îl avem în prezența Domnului. Pentru miercuri seara, din nou, slujba nu va fi în Eșelnița, ci va fi tot acolo pe Valea Eșelniței, împreună cu tinerii noștri. Deci miercuri seara și joi seara vom fi împreună cu ei. Marți seara, când va fi slujba la turnul Severin, se va face la biserică în turnul Severin. Până atunci ne încredințăm în brațul lui Dumnezeu. Ne rugăm ca Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare în parte și să ne dea Domnul har, toți aceia care ne-ați vizitat, indiferent de locul de unde ați venit, ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă ocrotească Domnul și ne bucurăm că în dimineața aceasta s-a ales să fiți împreună cu noi. Vă mai așteptăm și altă dată să veniți, ne rugăm ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dați mâna unii cu alții, binecuvântați-vă numele Domnului și Dumnezeu să fie cu fiecare în parte. Amin.